Bine v-a regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem astăzi etalarea interactivă pe zodii pentru luna mai, să vedem ce vă așteaptă în luna mai în dragoste. Voi face toate zodiile într-un videoclip. Nu o să mai fac videoclipuri separate pentru fiecare zodie. Mi se pare mult mai ușor așa și oricum fiecare are citire individuală. Nu sunt toate la comun. Bun. Ce mai țin să precizez de la bun început este că eu voi nota minutele pentru fiecare zodie în parte, pentru că data trecută am văzut comentarii pe care mi le-ați lăsat fără ca să ascultați ce am avut de zis și ați spus că lipsește nu știu ce zodie și așa mai departe. Nu, le veți găsi în descrierea videoclipului, mai jos, împreună cu datele mele de contact. Minutele pentru fiecare etalare în parte. Bun, haideți să începem. Voi începe așa. Zodiile de foc, zodiile de aer, zodiile de pământ și zodiile de apă vor fi ultimele, dar oricum voi vă puteți uita în descriere, că de aceea și pun minutele pentru fiecare etalare, puteți sări oricând la minutul respectiv să vă vedeți etalarea pentru zodia voastră. Bun, mă bucur că am lămurit acest aspect, să mai spun că este valabil și pentru doamne și pentru domni, asta vine de la sine. Haideți să începem cu zodia Leu. Bun, haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Leu în dragoste în luna mai. Zodia Leu, dragoste, luna mai. Leu, dragoste, luna mai. Stați să le amestecăm și pe cele pentru clarificări. Bun, haideți să începem. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Leu în luna mai, în dragoste și relații? Ce vă așteaptă pe cei din zodia Leu în luna mai, în dragoste și relații? Wow! Din primele cărți se pot vedea că se anunță lucruri foarte, foarte frumoase. Dar haideți să vedem și continuarea. Bun. Din câte văd aici la voi, există o situație în care lucrurile trebuie echilibrate. A existat o relație în trecut, poate cu cineva din zodie de apă, rac, pești, scorpion, dar mai poate și fi gemeni, balanță, vărsător. O persoană care în momentul de față vă regretă foarte mult cu 5 de cupe și își dorește să aducă într-o mare grabă cu acest cavaler de săbii, într-o mare grabă dorește să vă aducă această egalitate. Vă dorește foarte mult și dorește să obțină victorie cu soarele și 6 de bâte cu voi în dragoste. Îndrăgostiți cu 8 de bâte, veți primi foarte multe vești din partea acestei persoane. O să facem și clarificări imediat. Veți primi foarte multe vești, comunicare foarte multă, dar este posibil ca voi să nu răspundeți acestei comunicări. La unii dintre voi văd că nu veți răspunde. Această carte este energia voastră pentru luna mai. Energia voastră celor din zodia Leu este regina de săbii. Indiferent că sunteți doamne sau domni, nu mai acceptați jumătăți de măsură, vreți corectitudine. Oricum, cei din zodiile de foc sunt persoane foarte corecte și drepte.
apreciază foarte mult sinceritatea și nu suportă minciuna. Ce spune această carte este că în această lună, cu adevărat, nu mai faceți niciun fel de excepții, niciun fel de compromis și exact cum am spus, niciun fel de excepții, nu va conta absolut nicio situație. Vă veți comporta la fel în orice situație. Vreți pur și simplu totul sau nimic. Pentru că în trecut văd că ați avut parte de această inegalitate, de această situație în care ați făcut totul pentru o persoană, iar persoana aia nu v-a oferit nimic. Persoana asta deja simt ca și energie că în luna aprilie, și mi-aduc aminte, s-a trezit, dar pe luna mai va fi o insistență foarte mare din partea acestei persoane. Îndrăgostiții, este de partea voastră, ceea ce ține de o decizie. Cu această stea vorbim despre iluminarea voastră. Voi ați avut claritate în ceva, ați aflat adevărul despre această persoană. Orică este vorba că această persoană a oscilat între voi și altcineva și vom face imediat clarificarea, orică este vorba că această persoană nu v-a oferit în totalitate atenție sau a fost interesată din punct de vedere sexual sau financiar, a fost o persoană care a ieșit și a intrat în viața voastră precum a poftit, clar voi ați avut o claritate. Și mai mult de atât, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea este acest mesaj, este că ați avut parte de o persoană foarte manipulatoare, pot să spun chiar o persoană sociopată, care a profitat din plin și din câte văd, dacă nu știți, puteți să vă interesați ce înseamnă, dar bănuiesc că mulți dintre voi știți, poate că nu v-ați dat seama în timpul acestei manipulări că această persoană a jucat un rol. Deci tot timpul a jucat un rol. Este o afecțiune psihică. Din câte văd aici, ați avut o iluminare legată de treaba asta și aveți o victorie. În sinea voastră aveți o victorie. Voi v-ați vindecat sufletul pentru că ați suferit foarte mult. Însă persoana asta își dorește 9 de cupe soarele și 6 de bâte cu voi. Își dorește să aibă din nou victorie cu voi. Tocmai acum când v-a pierdut și tocmai acum când probabil că v-ați afișat cu altcineva, această persoană refuză să renunțe la voi. Haideți să vedem, să clarificăm acest cavaler de săbi. Exact ce spuneam. Regele de cupe. Rac, pești, scorpion. Acesta este cavalerul de săbi care vine foarte grăbit către voi cu aceste 5 cupe, cu această suferință, cu acest regret de a vă dori înapoi, de a ști ce a pierdut. Însă dacă aveți de-a face cu o persoană sociopată, mă repet, persoana asta doar se preface și o să vedem în timpul etalării dacă este, pentru că mesajul ăsta este doar pentru câțiva dintre voi. Bun, haideți să vedem. Cavalerul. Persoana asta a avut foarte multe opțiuni și o incertitudine în permanență, o confuzie în permanență. Ce să aleg? Ce să aleg? Când sunt de cartea asta invers, este vorba că această persoană s-a hotărât că cea mai bună alegere și cea mai bună persoană din viața lui sau din viața ei sunteți voi. Dar haideți să vedem de ce are 5 de cupe această persoană pentru cei din Zodia Leu. Ni se repetă 8-ul de bâte. Are 5 de cupe pentru că voi nu mai permiteți această comunicare. Am și simțit și în clarviziunea mea mi se spune că această persoană a încercat să comunice cu voi, dar voi ați refuzat. 4-ul de cupe vine cu o... Pentru cei care n-ați primit încă această comunicare, vine cu o abordare timidă, prietenoasă. În spatele acestei abordări timide se ascunde această mare suferință, dar de fapt această persoană dorește să se reintroducă în viața voastră într-un mod subtil. Pentru că această persoană știe că a făcut-o de oaie și foarte urâtă și acum știe că nu mai poate veni în forță, ca să spun așa, deși este foarte grăbită să ajungă la voi, nu se mai poate impune în fața voastră pentru că nu mai funcționează. Și atunci are această abordare timidă. Bun, haideți să vedem și 6 de monede. Ce vrea să echilibreze această persoană pentru cei din Zodia Leu?
ce vrea să echilibreze această persoană. Să știți că o să primiți foarte multă comunicare din partea acestei persoane. Ce vrea să echilibreze această persoană. Bun. Pentru unii dintre voi persoana asta este chiar ok intenționată și bine intenționată. Pentru unii dintre voi, acum luați ce rezonează. Regina de bâte clar este energia voastră. Chiar dacă voi aveți și regina de săbii ca și energie pentru luna mai, cartea care vă reprezintă pe voi știți cu toții că este regina de bâte. Avem 8 de pentacule. Ce vrea să echilibreze persoana asta? Cu 8 de pentacule vrea să depună efort în relația asta. Sau într-o viitoare relație cu voi. Că sunteți despărțiți, că sunteți la începutul unei relații, este clar că această persoană vrea să reechilibreze, să echilibreze lucrurile astea prin a depune efort în această relație. Pentru că a existat infidelitate, minciuni, trădare, a existat o a treia persoană, o a treia situație în caz că n-a fost o persoană. Avem 3 de pentacule, 3 de săbii. 3 de pentacule vorbește iarăși despre dorința de implicare. Dacă este vorba despre cineva care este la locul vostru de muncă, poate aveți pe cineva de la locul de muncă de care sunteți îndrăgostiți, persoana asta își dorește să reechilibreze lucrurile cu voi, poate că a existat o infidelitate chiar acolo, sau poate aveți pe cineva care v-a înșelat cu cineva de la locul de muncă, această persoană dorește să facă multe eforturi și compromisuri pentru voi. Și ceva îmi spune că pe plan financiar. Pentru că voi ați depus foarte mult efort în trecut, iar această persoană nu v-a oferit nimic, această persoană chiar își dorește să facă acest efort. Bun, pajul de bâte iar îmi spune multă pasiune, multă dorință de comunicare, vești plăcute din partea acestei persoane, veți avea foarte multe vești. Haideți să vedem, haideți să clarificăm acest 6 de bâte. Wow, exact ce spuneam. Persoana asta își dorește as de bâte și as de cupe, nu știu, dar pe luna mai mi-au căzut niște cărți foarte frumoase. Cred că... Acum voi știți, cei care ați avut de-a face cu o situație toxică, poate că persoana respectivă chiar s-a schimbat din câte văd. Persoana aceea materialistă care dorește să vină să echilibreze situația, să existe egalitate între voi, să vă ofere ce ați oferit voi lui sau ei... Pentru că văd un as de cupe și un as de bâte, îmi spune un nou început pasional și un as de cupe, un nou început în dragoste. Pentru cei care sunteți singuri, să fiți siguri că lăsați o situație din trecut, împăcați, victorioși, iluminați, ați făcut pace cu trecutul și veți cunoaște pe cineva nou care poate fi din gemeni, balanță, vărsător. Sau de ce nu chiar tot din zodie de apă, o persoană care va aduce o cupă de dragoste adevărată și un început sincer pentru cei care sunteți singuri. Dar clar va exista o victorie în dragoste, indiferent că sunteți despărțiți, indiferent că sunteți singuri și nu aveți pe nimeni și doriți să cunoașteți pe cineva, veți cunoaște cu siguranță. Sau pentru câțiva dintre voi s-ar putea să fie vorba chiar de cineva ca, din aceeași zodie ca și voi, leu, berbec, săgetător, adică de foc. Haideți să clarificăm soarele. Nu atât de multe cărți. Clarificare pentru soare. Clarificare soarele. Ce aduce soarele pentru cei din zodia leu în luna mai? Clarificare soarele. Wow! Wow! Nici că nu se putea mai frumos. Bine, o să iau și această carte. A căzut și această carte. Avem 10 de cupe. Asta înseamnă familie fericită. Vă reuniți cu cineva. Ori sunteți ceruți în căsătorie de către cineva. Și văd așa și simt ca și o energie în etalarea voastră că mulți dintre voi care ați avut parte de o relație foarte toxică, tocmai în momentul în care sunteți gata să renunțați la persoana aia, persoana asta face tot posibilul să vă dovedească că s-a schimbat și își dorește să fie cu voi. Și va depune foarte mult efort și o să vă aștepte persoana asta, că nu este vorba de luna mai, pentru că văd că nu vă lăsați cu una cu două, dar persoana asta vrea să vă aștepte. Iar cu 7 de săbi întors, personajul ăsta din trecutul vostru, din zodie de apă, care spun că face eforturi, pot să spun că și-a dat seama că mai valoroasă este o familie și dragostea
cu voi decât să facă asta cu voi. Decât să se poarte viclean și ret, să vă înșele, să fie o persoană oportunistă, să vă ascundă lucruri și așa mai departe. Bun, până aici avem o etalare superbă. Îndrăgostiții, vreau să clarific îndrăgostiții. Clarificare îndrăgostiții. Nu atât de multe. Clarificare îndrăgostiții. Pentru cei din Zodia Leu, îndrăgostiții, luna mai, pentru cei din Zodia Leu. Mulți dintre voi, deci alegerea este în felul următor, pentru că îndrăgostiții, puțin dintre voi dacă știți sau care știți că îndrăgostiții reprezintă și o alegere. Și alegerea este de partea voastră. Vă aflați la o răscruce de drumuri, dar trebuie să lăsați ceva în spate. Vedeți bătaia din spate, trebuie să lăsați pe cineva sau ceva în spate pentru a reuși să fiți împreună cu persoana asta. O situație, o persoană. Dacă este vorba despre cei care ați cunoscut pe altcineva și doriți să lăsați trecutul în spate, clar veți lăsa trecutul în spate pentru cineva care vă oferă echilibru. Dacă este vorba de o împăcare cu fosta persoană, vă aflați la o răscruce de drumuri pentru că nu știți. Dacă puteți să vă lăsați cumva... Este foarte greu să iertați această persoană pentru mulți dintre voi. Este foarte greu. Și atunci, ca să puteți să fiți cu această persoană, e un compromis pe care voi îl faceți. E un compromis. Deși 3 de bâte vorbește despre un viitor stabil, despre ceva care se va construi stabil, eu văd că la voi va fi o alegere foarte grea. Vreau să văd steaua pentru cei din Zodia Leu, luna mai. Steaua. Voi ieșiți din energia asta, clar, am spus v-ați luminat, avem spânzuratul invers și 10 de săbii invers. Chiar dacă v-ați simțit trădați, chiar dacă ați fost trădați, chiar dacă lucrurile s-au terminat undeva, este clar că voi vă puneți în mișcare. Mulți ați stagnat într-o stare și ați suferit după trecut, însă să știți că trecutul se întoarce și vă dorește din plin înapoi și o să vă aștepte. Însă nu este că e problema la voi, că nu este o problemă. Voi acum v-ați trezit și vă doriți altceva. Și aici intervine 3 ăsta de bute, pentru că persoana asta vine când voi v-ați vindecat și v-ați echilibrat. Chiar dacă vine cu intenții bune, deși a mai venit în trecut cu aceleași intenții și apoi și-a reluat proastele obiceiuri, persoana asta de data asta își dorește să facă totul corect. Dar oare nu este puțin prea târziu? Oare nu este prea târziu? Din ce văd eu în clar viziunea mea că simțiți voi pentru această persoană? Eu cred că aici intervine această grea alegere. Este prea târziu. Pentru că, ok, intențiile acestei persoane sunt frumoase, dar problema este că voi nu mai aveți sufletul, pur și simplu v-ați vindecat. E ca și cum... Ok, te-am iubit, a fost totul frumos între noi, ați fost foarte furioși, ați fost foarte frustrați de ce s-a întâmplat între voi, de cum v-a tratat această persoană, de cum v-a trădat, de tot ce s-a întâmplat, însă parcă luna aprilie a fost o lună în care voi ați stat și v-ați vindecat pe voi și v-ați înfruntat părțile întunecate și fricile și așa mai departe, iar acum cu steaua ați ieșit la lumină. Și aveți soarele, și aveți 6 de bâte, victoria. Mulți dintre voi cunoașteți pe cineva nou. Mulți dintre voi nu mai acceptați persoana asta din trecut. Chiar dacă insistă să revină în viața voastră, nu-l mai acceptați sau nu mai acceptați. Pentru că simt că este prea târziu. Haideți să clarificăm Regina de Săbii. Clarificare Regina de Săbii. Regina de Săbii este cavalerul de bâte. Regina de Săbii. Prea multe. Regina de Săbii. Clarificare Regina de Săbii pentru Zodia Leu. Ce v-am spus? Oare nu este prea târziu? Voi plecați. Întoarceți spatele. Plecați. Deci voi nu mai stați. Haideți să vă explic. Voi ați avut de-a face cu o persoană care
cu acest cavaler de bâte, când rece, când caldă, in and out, venea și în viața voastră și ieșea. Nici nu știați cum să luați situația și de unde să luați situația. Vroiați o relație serioasă cu această persoană, dar această persoană părea că nu dorește să se angajeze într-una serioasă cu voi. Căuta fel și fel de lucruri ca să se certe cu voi, ca apoi să pară că este vina voastră pentru că această persoană dorea să-și facă viața și apoi să se întoarcă la voi când avea chef. Nu! Voi doriți să lăsați în spate energia asta de cavaler de bâte, de 5 de pentacule, chiar dacă v-ați simțit părăsiți sau abandonați, gata, s-a terminat cu energia asta, iar cu 8 de bâte voi vreți să mergeți mai departe. Indiferent ce intenție are această persoană vis-a-vis de voi, eu am spus că este prea târziu. Acum voi știți situația voastră, dacă unii dintre voi știți că mai merită să-i dați o șansă, faceți-o. Dar majoritatea dintre voi nu veți mai da o șansă acestei persoane. Este mult prea târziu și energetic. Este mult prea târziu. Bun. Mai vreau să pun o carte pentru acest 9 de cupe. Ce își dorește această persoană cu 9 de cupe de la Zodia Leu, de la cei din Zodia Leu. 9 de cupe. 9 de cupe. 9 de cupe. La care nu au fumat de multe. Bun, din prima carte, 4 de cupe îmi spune că pur și simplu oferta asta pe care persoana asta vă face, deși vine ca un rege de săbii, poate fi cineva din gemeni, balanță, vărsător, vine cu o ofertă corectă. Ok, sunt corect, vreau să spun adevărul acum, după atâta timp sunt pregătit să spun adevărul. Dar problema este că persoana asta vine în dorința de 9 de cupe și cu 9 de cupe, dar voi veniți cu 4 de cupe. Nu, oferta ta nu mi se mai pare interesantă. Chiar nu mai vreau să am de-a face cu tine. Chiar nu mai mi se pare ok. Asta a fost energia persoanei din trecutul vostru. Și anume, voi erați această cupă, iar această persoană se tot uita la cele trei cupe de jos care erau niște frimituri, iar cupa cea mai importantă pe voi nu vă vedea. Acum voi sunteți în energia asta. Nu vă mai interesează această cupă, indiferent dacă este sinceră sau nu este sinceră. 9 de pentacule. Mulți dintre voi doriți independență. Mulți dintre voi sunteți ok așa cum sunteți. Vă doriți să vă axați pe carieră, pe job, pe în a avea grijă de voi și de în a vă iubi pe voi. Ați descoperit și asta pentru mulți dintre voi a fost ca și o lecție pentru a vă iubi mai mult pe a vă iubi mai mult pe voi. Mulți dintre voi v-ați redescoperit. Mulți dintre voi ați găsit lucruri interesante în viața voastră, la voi. Poate că vă redirecționați către alte joburi sau v-ați descoperit hobby-uri care vă plac. Pur și simplu, mulți dintre voi vreți independență. Vreți independență din toate punctele de vedere. Haideți să mai clarificăm o carte și gata. Vreau să clarific acest 8 de bute. 8 de bute, ni se repetă 5 de cupe. Este acea comunicare în care această persoană vă spune că regretă. 8 de cupe. Vă așteaptă. Regretă și vă așteaptă. Vă așteaptă oricât este nevoie. Însă voi pur și simplu nu mai doriți ca această persoană să vă aștepte. Deși persoana asta o face pentru că voi o să mergeți mai departe. Bun, asta a fost etalarea pentru cei din Zodia Leu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu. Trecem la următoarea zodie. Înainte să strângem hărticelele. Am început cu o etalare foarte frumoasă. Sper ca și restul să fie la fel. Să am vești bune pentru toată lumea, pentru luna mai. Bun, haideți să vedem. Berbec. Haideți să vedem pentru cei din zodia Berbec. Berbec, luna mai în dragoste. Pentru cei din zodia Berbec, luna mai în dragoste.
Berbec, luna mai în dragoste. Zodia Berbec, luna mai în dragoste. Berbec în dragoste, luna mai. Haideți să vedem pentru cei din zodia Berbec. Ce vă așteaptă pe cei din zodia? O să las această carte. Din zodia Berbec, în luna mai, în dragoste și relații. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Berbec? În luna mai, în dragoste și relații. Opa! Am sărit două cărți, chiar trei. Bun. O să facem și clarificările după. Prima dată ce văd eu din povestea la voi este că mulți dintre voi care așteptați o persoană din zodia Rac pe Scorpion sau Taur Fecioară Capricorn, poate fi o persoană căsătorită, o persoană care are de-a face cu cealaltă persoană din viața lui sau din viața ei, care este o influență negativă, un dezechilibru pentru voi. Poate că această persoană își dorește să obțină un divorț și cu 9 de monede își dorește absolut independență financiară și să se elibereze de acea relație ca să poată să aibă coasul de bâte un nou început cu voi. Dacă se așteaptă la acest lucru din partea voastră, cei din zodia Berbec, să știți că în luna mai va exista o plecare a acestei persoane din acea relație. Persoana la care vă gândiți se echilibrează, poate să fie din Taur, Fecioară, Capricorn, Rac pe Scorpion, dar mai văd și Gemeni, Balanță, Vărsător. Bun, cu 4 de bute și 9 de cupe se anunță ceva foarte frumos pentru voi. Dacă aveți o rivală sau un rival în dragoste, cineva care va fura partenerul sau partenera sau care este a treia persoană în situația voastră, să știți că voi veți avea victorie în fața acestei persoane, pentru că partenerul sau partenera voastră va renunța la relația respectivă pentru voi. Dacă sunteți despărțiți de cineva și v-a trădat, pentru că diavolul mai înseamnă trădare, manipulare, cineva din zodie de apă, văd specific, și a existat un dezechilibru între voi, alegeți să rămâneți singuri, chiar dacă persoana asta se întoarce pentru un nou început, alegeți să rămâneți singuri pentru că ați gustat din nou de monede, din independența asta și din frumusețea de a fi liber și de a putea să faceți tot ce vă doriți. Ați descoperit cu 9 de monede și 9 de cupe fericirea în voi, nu în altcineva. Dacă este cineva din zodie de apă, persoana asta a fost, și o să facem clarificările, dezechilibrată chiar mental. O persoană care v-a spus foarte multe lucruri, dar văd un interes financiar aici și un control foarte mare pe care s-ar putea să fie o persoană care are și anumite dependențe pentru unii dintre voi, destul de toxice. Pentru cei care sunteți singuri în această lună, în luna mai, văd un nou început în carieră. Știu că nu este talare despre carieră, dar văd un nou început în carieră care o să vă aducă foarte mare succes. Chiar achiziționarea unei locuințe sau schimbarea locuinței. Pentru mulți dintre voi care sunteți singuri, văd aici o situație în care veți fi
veți cunoaște, mă scuzați, pe cineva care este din tot zodie de foc ca și voi, dacă n-ați cunoscut deja persoana asta, Leu Berbec Săgetător, care o să aducă 9 de cupe în viața voastră, dar veți fi tentați să vă întoarceți la trecut, la o ispită, ca să spun așa, iar voi va trebui să fiți temperați și cu spânzuratul să nu faceți nicio mișcare către această persoană, pentru că asta va dezechilibra ceea ce ați construit până acum, liniștea voastră. Bun, haideți să facem clarificări. Diavolul, să mi se clarifice diavolul. Diavolul. Bun, exact cum am spus, regele de cupe ni s-a repetat, regele de cupe, regele de cupe. Aici a fost un trio, regele de cupe cu doi de cupe. Aici a fost un trio, sau poate să fie vorba de o persoană căsătorită. Persoana asta vine să vă spună că a încetat cealaltă relație sau că a divorțat de cealaltă, a terminat cu cealaltă relație, așa, și își dorește să se întoarcă la voi. Însă, din ce văd eu aici, situația este în felul următor. Persoana asta este toxică. Persoana asta nu este sinceră în totalitate cu voi. Persoana asta își dorește cumva să vă atragă în cursa asta doar pentru un interes financiar. Pentru că eu nu văd, pur și simplu nu văd că această persoană ar fi terminat cealaltă relație. Parcă ar fi un complot în cei doi, între cei doi. Pentru cei care aveți un Taur, Fecioară, Capricorn, atunci da, vorbim de o persoană care chiar termină o relație. Dar Rac pe Scorpion, nu. N-aș avea încredere în persoana asta. Vine cu un doi de cupe fals, având în vedere că este diavolul aici. Împăratul. Trebuia să ne cadă cartea pe jos. Bun, haideți să vedem. 6, nu 6 de sânge, vreau să clarific prima dată 4 de pute. De bâte este, cum am spus, cineva care o să cunoașteți pe cineva din aceeași zodie cu voi, de foc, Leu Berbec Săgetător. Vine cu soarele, hierofantul, pajul de bâte și doi de săbii. Veți fi puțin cam indeciși în ceea ce ține de persoana asta. Să-i acceptați oferta, să nu-i acceptați oferta. Să vină în viața voastră, să nu vină în viața voastră. Deși va aduce soarele, ceva foarte frumos, bucurie și fericire și poate fi chiar sufletul vostru pereche, cu hierofantul, o persoană spirituală, o persoană care este ghidată din punct de vedere divin să vină către voi și să apară în perioada asta, dacă n-a apărut deja, cu vești plăcute, totuși voi aveți dubii. Și cred că dubiile astea și incertitudinea asta ține de relația din trecut. Pentru că voi nu reușiți încă sau nu acceptați să vă desprindeți de situația din trecut, ori revine trecutul și vă aglomerează în capul vostru pentru că nu știți ce să alegeți. Bun. Haideți să vedem 9 de cupe. Pentru cei din Zodia Berbec, 9 de cupe. Exact ce spuneam și acum se leagă una de cealaltă, pentru că am făcut clarificări pentru 4 de bâte și 9 de cupe. Este clar că voi vă țineți într-o legătură invizibilă cu 8 de săbii, cu 10 de pentacule, vă țineți legați de cineva care poate, cu cineva cu care poate voi ați avut o căsătorie. Persoana asta parcă a fost căsătorită cu voi din conveniență sau a fost o persoană destul de interesată financiar, pentru cine nu știe, 10 de monede este când alegi să te căsătorești cu cineva din conveniență sau pentru că ai un interes material foarte mare, iar persoana aia deține ceva ce tu vrei, iar asta este o povară pentru voi. Voi sunteți legați de trecut și este o povară pentru voi. Când aveți 9 de cupe aici atât de frumos, de ce să cărați povara asta care nu mai este a voastră? De ce să o cărați? Doar pentru acest individ care nu este sincer cu voi? Bun, haideți să clarificăm asul de bute pentru cei din Zodia Berbec, luna mai. Nu o să iau toate cărțile, dar prima este 10 de cupe. Este un nou început, foarte frumos. Clarificare asul de bute.
Nu atât de multe cărți. Asul de bâte. 9 de cupe. Iarăși 9 de cupe. 5 de pentacule. De ce tot plângeți după trecut? Asul de bute, nou început pentru cei din Zodia Perfect, luna mai. Asul de bute vine cu asul de monede, cu un început stabil. Deci aveți ceva stabil în față. Ceva ceea ce voi refuzați. Cum puteți să refuzați? E ceva ce voi nu vedeți din cauza la primiturile astea lăsate de fosta persoană. Voi nu vedeți șansa asta care vine și cu asul de monede, șansa asta atât de frumoasă și plină de belșug cu steaua, o șansă unică, ca să spun așa, cu 6 de cupe poate să fie un suflet pereche, îndrăgostiții la fel. Voi nu vedeți, voi ați rămas în energia 5 de pentacule și 9 de cupe, persoana aia îngânfată din trecutul vostru care n-a făcut decât să se folosească de voi. Chit că sunteți căsătoriți cu această persoană și ați divorțat sau urmează să divorțați, iar persoana asta v-a înșelat cu altcineva. Chit că este o persoană care trebuie să divorțeze, v-am spus, dacă este din Taur, Fecioară, Capricorn, atunci da, așteptați-vă ca persoana asta să ducă greu cu voi, pentru că nu are posibilități financiare să fie cu voi, dar să ducă greu până la final să poată să divorțeze. Dar dacă este din Rac pe Scorpion, chiar Capricorn, să știți că persoana asta nu este sinceră cu voi. Absolut deloc. Iar este o persoană îngânfată, o persoană cu probleme psihice, o persoană care trebuie lăsată în trecut. Bun, asta a fost etalarea și pentru cei din Zodia Berbec. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la următoarea zodie. Bun. Zodia Săgetător. Haideți să vedem pentru cei din Zodia Săgetător. O secundă. Haideți să vedem. Pentru cei din Zodia Săgetător, dragoste, luna mai, ce vă așteaptă în dragoste pe cei din Zodia Săgetător în luna mai? Dragoste, luna mai, pentru Zodia Săgetător. Dragoste, luna mai, pentru Zodia Săgetător. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă în dragoste pe cei din Zodia Săgetător în luna mai? Ce vă așteaptă în dragoste în luna mai pe cei din Zodia Săgetător? La voi aici este destul de încordată situația și cred că mulți dintre voi aveți de-a face cu un Taur, Fecioară, Capricorn, dar poate fi și cineva din Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce văd la prima vedere, o să facem și clarificările, la prima vedere pot să spun că mulți dintre voi oscilați între două persoane, Taur, Fecioară, Capricorn și o persoană din Zodie de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar simt Balanță foarte pregnant și simt că persoana din Zodia de Aer este o persoană sinceră care vine cu asul ăsta de cupe. Dacă nu este o persoană care... Simt că oscilați între două persoane. O persoană este foarte gânditoare din Zodie de Pământ. O persoană este foarte gânditoare, dar dorește să vă aducă claritate. Vă simțiți legați, dar este o legătură invizibilă, cum am mai spus, 8 de săbii.
într-un conflict. Este un conflict pentru voi. Pentru că nu știți ce să alegeți între două persoane. Deși avem cavalerul de bute cu doi de săbii, ceea ce îmi spune oarecum în contradicție cu acest as de cupe, că persoana asta din zodie de aer poate fi când rece, când caldă, când vine, când pleacă din viața voastră cu doi de săbii indecisă. Dacă sunteți în situația în care vreți să alegeți între două persoane, eu aș alege persoana din zodia de pământ. Pentru că aceasta vine să vă aducă claritate. S-a gândit foarte bine, știe de destinul vostru, este din destinul vostru. Dar dacă sunteți într-o situație în care aveți de-a face cu cineva care este căsătorit sau căsătorită, persoana asta vrea să vă aducă claritate în această lună. Vă simțiți legați în situația asta în care simțiți o gelozie foarte mare și simțiți că aveți rivalitate. Este o chestiune de cine câștigă, de mândrie și de ego. Iar persoana care stă la mijloc, nu țineți chiar așa strâns de zodii. Eu zic că este Taur, Fecioară, Capricorn, dar poate fi și zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar poate fi și zodie de foc chiar, pentru că mi se arată aici cât un pic din fiecare. Dar eu vă spun că persoana asta vine să vă aducă claritate, într-adevăr. Însă o să facem și clarificările. Eu simt că roata se întoarce pentru voi. Dacă sunteți într-o situație în care aveți de-a face cu o persoană care vă înșeală sau este căsătorită, să știți că roata se întoarce în favoarea voastră. Și vă aduce claritate în legătură cu individul ăsta care vă ține în situația asta când rece, când caldă. Nu stă în viața voastră. Nu este o energie stabilă, nu este ceva care să rămână. Deși se prezintă cu asul ăsta de cupe, nu este un as de cupe, sincer. Este un as de cupe astăzi, dar mâine poate fi diavolul. Pentru că avem doi de săbii. Oscilează între dumneavoastră și o persoană din zodie de aer. Și pentru că avem eremitul, persoana asta mai mult gândește decât face. Roata se întoarce în favoarea voastră și haideți să vedem cum. Dar mai vreau să spun și pentru cei singuri din zodia săgetător, pentru cei care sunteți singuri. Simt că pur și simplu vă gândiți la cineva, că este o persoană din trecut, că a pus ochii pe cineva. Dacă sunteți singuri și n-ați pus ochii pe nimeni, o să aveți o claritate, pentru că vă țineți legați singuri într-o situație în care nu este necesară. O să aveți o claritate în ceea ce ține o persoană din zodie de pământ, pe care o să o cunoașteți, ori ați cunoscut-o deja. Pentru cei care sunteți singuri și vă gândiți la o fostă relație, o să aveți o claritate în legătură cu acea situație. Bun, haideți să facem și clarificările. Clarificare pentru 5 de bute. Mă scuzați, sunt foarte răgușită. Clarificare pentru 5 de bute. 5 de bute. Exact ce spuneam. Justiția. Karma. Karma vine cu 2 de cupe și cu pajul de săbii. Ori la bal, ori la spital. Dacă este vorba despre o relație cu o persoană căsătorită sau care v-a înșelat, se întoarce roata. Persoana asta vă dorește înapoi. Karma. Persoana asta vă urmărește. Persoana asta se întoarce roata, așa cum am înțeles cu acești 5 de bute, pentru că această persoană consideră că are rivalitate. Poate voi v-ați găsit sau vă veți găsi pe altcineva, iar persoana asta pur și simplu va înnebuni. Să afle cu cine sunteți sau de ce ați ales pe altcineva și justiția cu 2 de cupe își dorește un nou început curat cu voi. Bun, roata. Vreau să mi se clarifice roata. Roata este pentru cei care aveți de-a face poate cu berbec sau taur. Este că persoana asta din punct de vedere amoros va fi părăsită de cineva. Dacă a jonglat între voi și altcineva, persoana asta va pierde tot. Și roata este care se întoarce pentru personajul ăsta, care mai este și aici, dacă este Taur, sau orice zodie de pământ, dar poate fi și berbec.
Cu asul de bâte, persoana asta își dorește un nou început și vă urmărește și își dorește să vină către voi și își dorește să vă aducă claritate și s-a gândit foarte mult la situația asta, însă va fi foarte dificil să vă convingă. Haideți să vedem asul de cupe. Asul de cupe poate fi o persoană, o secundă, asul de cupe, poate fi o persoană din zodie de apă. Asta vă reprezintă pe voi, regina de bâte. Poate să fie o persoană din zodie de apă care își dorește un nou început stabil cu voi. Însă, acest început stabil care și-l dorește, cu aceste opțiuni, ca să spun așa, persoana asta nu este sinceră. De-aia mi-a părea mie acest cavaler de bâte, pentru că persoana asta consideră că are multe opțiuni și că voi sunteți o opțiune stabilă, ceea ce nu este corect. Voi sunteți niște persoane foarte corecte și directe. Voi știți ce vreți, când vreți și unde vreți. Dacă aveți de ales între două persoane, să știți că zodia de pământ este mai serioasă, iar cealaltă din zodie de apă sau de aer, nu. Dacă sunteți în situația asta. Bun, vreau să fac o clarificare pentru doi de săbii. Da, s-ar putea ca persoana cealaltă să fie chiar căsătorită și să aibă pe cineva care este chiar o persoană gravidă sau are copii. Doi de săbii. Și să oscileze, iar voi, chiar unii dintre voi, să nu știți situația asta exact. Mi-a sărit chiar doi de monede. Oscilează între casă și voi, sau dacă voi sunteți persoanele căsătorite cu acest personaj, oscilează între voi și o relație cu o persoană din zodie de aer. Poate că multe dintre voi chiar aveți copii cu acest individ, iar această persoană în secret oscilează, sau poate că știți deja cu această relație, iar voi nu mai vreți, întoarceți spatele, iar în momentul când faceți treaba asta, regele ăsta se trezește și vine karma și o plătește, pentru că personajul ăsta o să-l părăsească, această femeie, iar persoana asta o să vă dorească înapoi și o să vă urmărească, voi o să vă găsiți pe altcineva, o să dorească să vă aducă claritate în viața voastră, însă ceva îmi spune că va fi prea târziu. Bun, asta a fost etalarea și pentru cei din zodia săgetător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la următoarea zodie. Zodia Gemeni. Haideți să vedem pentru Zodia Gemeni ce avem. Zodia Gemeni, dragoste, luna mai. Dragoste, Zodia Gemeni, luna mai. Op, ne-a sărit o împărăteasă. Poate că cineva este gravidă din zodia Gemeni. Așteptați un copil. Veți fi viitoare mămici. Zodia Gemeni. Luna mai în dragoste. Sau poate veți avea parte de mult spor, belșug, din punct de vedere financiar. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Gemeni în dragoste, în luna mai. Ce vă așteaptă în luna mai, în dragoste, pe cei din zodia Gemeni? Exact ce am spus, cineva aici așteaptă un copil. Ori aveți copii mici cu o persoană. Care a plecat din viața voastră.
Ori e o decizie care trebuie să o luați vis-a-vis de un copil, dar văd că este tare supărătoare, vă gândiți dacă să-l păstrați sau să nu-l păstrați pentru cei care trebuie să auziți acest mesaj. Poate că persoana cu care sunteți sau cu care aveți această sarcină nu-și dorește acest copil sau poate că voi credeți că va îngreuna situația pentru că persoana asta nu este o persoană serioasă și este o continuă povară pentru voi. Pentru cei care sunteți într-o astfel de relație, văd o situație dificilă și o alegere dificilă de făcut. Deși până la urmă veți avea temperanța și 6 de bâte, adică veți ieși victorioși în sensul că veți cădea într-un echilibru, să nu mai gândiți că acest copil ar fi o povară, pentru că este ceva ce vă dă putere într-un final. Bun, din ceea ce văd eu aici în dragoste pentru cei care... Ăsta a fost un mesaj pentru cei care trebuia să-l auziți. Dar pentru cei care sunteți despărțiți de cineva. Cineva care nu v-a acceptat așa cum sunteți. Ați avut putere să treceți peste. Ați avut putere să mergeți mai departe, să vă ocupați de voi. Chiar dacă mulți dintre voi mai aveți o speranță la persoana asta, persoana asta a fost o persoană tare nehotărâtă și încă este nehotărâtă. Cu 3 de monede, temperanța și 6 de bâte și pajul de cupe care poate fi cineva din rac pe scorpion sau chiar din leu berbec săgetător, pentru că e și aici este un leu și foarte multe bâte. Cred că este o persoană ori mai tânără decât voi, o persoană foarte infantilă, o persoană foarte imatură, care nu își asumă niciun fel de responsabilitate vis-a-vis de voi. Și dacă aveți chiar voi situația în care aveți un copil, așteptați un copil cu această persoană, chiar vă înțeleg de ce vă simțiți așa. Dar chiar și în situația în care nu este situația tuturor aceasta cu copilul, aveți de a face cu o persoană destul de imatură care o să vă fâție destul de mult. Nu știu, persoana asta v-a jignit sau persoana asta este mult prea agitată. Persoana asta nu este hotărâtă să stea, să nu stea în viața voastră. O să facem și clarificări pentru că văd că e o indecizie aici în permanență. Sunt atâtea energii încât niciuna nu se leagă de cealaltă. Parcă persoana asta are foarte multe tulburări de personalitate, foarte multe personalități. Vreau să mi se clarifice 4 de cupe în prima oară. 4 de cupe pentru cei din zodia Gemeni. Leu. Cineva din Leu. Deci e cineva din Leu. 4 de cupe pentru cei din zodia Gemeni. Clar. Regele de bute. Persoana asta nu vă vrea. Moartea. Da, persoana asta... Bine, mesajul ăsta este pentru câțiva dintre voi, în special pentru domn, pentru că mi-a căzut regele ăsta. Dacă sunteți din zodii de aer, din această zodie de aer, mă scuzați, Gemeni, dar mai văd o situație în care poate mulți dintre voi vă uitați și aveți și sunteți zodii de apă și aveți ascendent în zodia Gemeni și vă uitați la această etalare. Domni, mă refer. Poate ați avut pe cineva din zodia Leu care a renunțat la un copil fără ca voi să știți. A păstrat acest copil în secret pe care l-a avut cu voi, această sarcină și a decis să scape de această sarcină fără ca voi să știți. Simt că persoana asta a suferit foarte mult din cauza voastră, iar voi doriți să ca persoana asta să se întoarcă la voi, dar nu mai există nicio șansă pentru că persoana asta nu vă mai vrea. Asta este pentru unii dintre domni. Iar pentru doamne, pajul de cupe. Lipsă de comunicare. De ce văd eu situația asta tot timpul la voi aici? Poate este un capricorn. Lipsă de comunicare. Cineva v-a părăsit. Cineva v-a părăsit clar. Și dacă v-a părăsit,
Poate aveți copii împreună, poate nu e neapărat că sunteți însărcinate, poate aveți copii împreună, cineva v-a părăsit când vă era mai greu, cineva v-a părăsit fără niciun fel de explicație și nu dorește să vă răspundă la niciun fel de comunicare. Cineva care a plecat pentru libertate, o persoană și destul de interesată financiar sau o persoană care și-a dorit o situație financiară mai bună. E o situație destul de complicată la voi aici. Vreau să mi se clarifice împărăteasa. Împărăteasa. Voi treceți prin niște stări groaznice. Groaznice. Aveți moartea, 9 de săbii, voi nu dormiți noaptea, 9 de bâte, parcă ați dus o întreagă bătălie și încă sunteți în picioare. Există o transformare, stările prin care treceți, de anxietate, de frică, de teamă. Este pregnant acest mesaj pentru cei care aveți o sarcină sau pentru care aveți copii mici, iar persoana respectivă v-a părăsit pentru altcineva. Pur și simplu, vă doriți împăcare cu această persoană, dar această persoană nu vă mai răspunde de niciun fel, ori pur și simplu nu dorește să vă dea nicio explicație. Vreau să văd puterea pentru voi cei din zodia Gemeni. Puterea se ascunde în independența voastră și în faptul că voi duceți o luptă între suflet și minte și faptul că vă luptați cu părțile voastre întunecate, dar aveți puterea să mergeți mai departe și să aveți victorie într-un final. Nu văd această persoană că se întoarce foarte repede, poate la unii dintre voi chiar deloc, sau nu văd că se hotărăște dacă așteptați un copil cu cineva. Îmi pare rău să dau veștile astea. Dar este o persoană care și-a dorit, este o persoană mult prea imatură, care nu este gata să-și asume asemenea responsabilități. Și simt că această persoană, în momentul când a auzit aceste lucruri, a fugit foarte iute. Iute a dispărut de lângă voi. Ori v-a umilit, v-a vorbit urât, v-a făcut ceva de genul ăsta și a plecat pentru altcineva, chiar dacă nu este vorba de o sarcină, v-a părăsit pentru altcineva, în momentul când relația voastră trebuia să avanseze undeva mai serios. Bun, 7 de monede. Ieșiți victorioși până la urmă. O să reușiți să treceți peste. O să reușiți. Dacă aveți parte de o sarcină, o să alegeți să păstrați acea sarcină, chiar dacă persoana respectivă nu o vrea. Dacă ați rămas singure și aveți copii mici, iar persoana respectivă v-a părăsit, aveți victorie că vă veți descurca din punct de vedere financiar, veți deveni independente, veți fi independente, veți fi puternice. 7 de bute. 7 de bute. Poate că mulți dintre voi ați aflat ceva, ceva ați fost ascuns, o rivalitate, cineva cu care persoana iubită vă înșela, sau poate că s-a petrecut ceva prin spatele vostru la care voi nu vă așteptați și ați aflat lucrurile astea, sau e o bătălie din care voi veți ieși victorioși. Dacă este vorba, pentru că mai am un mesaj pentru câțiva dintre voi, dacă este vorba despre familia persoanei iubite și faptul că doriți un divorț, iar toată lumea trage de voi ca să obțină ceva, să știți că voi veți obține divorțul și veți avea și câștig de cauză. Pentru că s-ar putea ca această persoană să aibă în spate familia lui sau familia ei, care vă tot, e ca o luptă exact ca în această, toată lumea trage de voi, toată lumea vrea să câștige. Și parcă voi sărăcuții vă luptați de unii singuri, dar o să aveți câștig. Pentru că aveți puterea, aveți puterea de a câștiga și aveți puterea și mentală și psihică, sau le veți găsi, le veți găsi să puteți trece peste această perioadă. Bun, atât am avut și pentru voi cei din zodia Gemeni. Hai să trecem la următoarea zodie. Balanță.
Haideți să vedem pentru cei din zodia Balanță. Balanță, dragoste, luna mai. Zodia Balanță, dragoste, luna mai. Zodia Balanță, dragoste, luna mai. Zodia Balanță, dragoste, luna mai. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Balanță în dragoste în luna mai? Ce vă așteaptă în luna mai în dragoste pe cei din zodia Balanță? Wow. În sfârșit, niște cărți mai frumoase. Bun, din câte văd aici, foarte mult foc în primul rând și cupe, dar și monede. Cei care aveți de a face cu un rac și vă doriți ca această persoană să se întoarcă în viața voastră, veți avea un început nou din punct de vedere stabil, un început nou stabil cu această persoană în urma unei decizii pe care se va lua. Vă veți risca să porniți la drum cu această persoană. Dacă așteptați comunicare de la această persoană, să știți că această persoană vă urmărește și urmează să vă trimite această comunicare. Persoana asta vă manifestă înapoi. Persoana asta își dorește să vă aibă înapoi, pentru că în energia trecutului, 4 de cupe, persoana asta n-a știut ce a vrut. Pur și simplu nu știa ce vrea. Avem și asul de bâte pe lângă asul de monede, un nou început pasional, un nou început stabil și de durată. Persoana asta a fost destul de imatură. Pentru unii dintre voi poate să fie o persoană mai tânără, dar poate fi și din zodia, am spus rac, dar poate fi și din zodia leu, berbec, săgetător, gemeni. Și poate fi și din zodia vărsător și pești. Bun, ce este clar este că această persoană se întoarce la voi și veți avea un nou început. Ce mai pot să spun pentru cei care sunteți singuri și vă doriți o relație? Să știți că în această perioadă veți întâlni pe cineva cu care veți avea un început foarte stabil. Însă ce văd la voi este că voi tot manifestați pe cineva din trecut. Aveți foarte mare grijă. Dacă și voi aveți pe cineva din zodie de apă, posibil, dar nu neapărat, manifestați pe cineva din trecutul vostru. Iar această persoană din trecutul vostru nu ar face decât să aducă această nehotărâre în viața voastră. Să vină cu această nehotărâre. Pentru cei care, vreau să mai vorbesc și despre asta, pentru cei care vă gândiți la o decizie, dacă să mai acceptați o persoană din trecutul vostru sau o persoană de care v-ați despărțit, o să faceți acest risc, o să vă riscați ca să intrați în această relație, să vedeți unde o să ducă un nou început cu această persoană. S-ar putea ca cei care sunteți în situația asta să aveți de-a face cu leu, berbec, săgetător. Dar persoana asta are energia asta. Deci aveți foarte mare grijă. Când știe ce vrea, când nu știe ce vrea. Și la baza etalării aici, deși nu le-am amestecat, avem tot fraierul ca și aici. Deci foarte mult vă veți risca. Vreau să clarific 4 de cupe. 4 de cupe. Op. Nu pe jos, pe masă.
Bun. Avem un rege de cupe care nu e hotărât cu acest 4 de cupe. Nu este hotărâtă persoana asta. 4 de cupe. Pentru cei din zodia Balanță. Moartea. Trebuie să spun și pe asta. Asta este doar pentru câțiva dintre voi. Dacă aveți pe cineva din zodie de apă, persoana asta din zodia asta de apă se redirecționează. Ori, vreau să mai fac clarificare înainte să mă exprim. Regele de cupe. Exact ce spuneam. Persoana asta dorește pe cineva dintr-o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Ori oscilează între dumneavoastră și o zodie de foc. Poate că relația voastră este clar terminată și poate că persoana asta chiar nu acceptă oferta voastră. Voi doriți să vă împăcați cu persoana asta, urmăriți persoana asta, poate mulți dintre voi, voi urmăriți persoana asta. Dar persoana asta nu dorește să se mai împace cu voi. Dorește să se împace sau să fie cu cineva dintr-o zodie de foc. Clarificarea asul de bute. Asul de bute. Wow! Wow! Da, ne-a căzut regele de bâte. Nu, ca să vă spun ca și energia asta este pentru puțin dintre voi. Persoana asta a avut o relație du-te-vino cu voi. În paralel a fost cu cineva dintr-o zodie de foc, din câte văd, și ne-a și apărut regele de bute. Dar ne-a apărut și regina de pentacule și regina de săbii. Este o persoană care a fost, din punct de vedere financiar, foarte darnică cu acest partener al vostru, dacă sunteți doamne. Dar și foarte mămoasă, dar și foarte tăioasă. Însă ce este din ceea ce văd eu aici este că dacă aveți de-a face cu un rege de cupe, cu o persoană din zodie de apă, să știți că persoana asta își dorește un nou început cu persoana asta din zodie de foc și dorește să depune efort acolo. Dorește să depune efort. Bun. Op. Haideți să vedem. Nu, clar, am o persoană care o văd că v-a părăsit pentru cineva dintr-o zodie de foc, ori că s-a decis să se întoarcă la cineva dintr-o zodie de foc, ori că este o persoană căsătorită cu cineva dintr-o zodie de foc, dar nu văd lucrurile bune. Pentru că persoana asta, practic, se riscă să se ducă în partea aia ca să aibă un nou început. Voi ați manifestat persoana asta, v-ați dorit-o foarte mult. Poate că era o relație din trecutul vostru, din copilărie, dar relația asta pur și simplu a crezut că va mai funcționa, relația asta n-a mai funcționat, pentru că fiecare a luat-o în direcții diferite. Poate că amândoi sunteți căsătoriți sau poate că amândoi a stat o perioadă despărțiți și v-ați reîntâlnit, iar fiecare și-o ia în direcția lui. Voi tot v-ați dorit, poate ați avut ani buni de când vă doriți persoana asta, însă persoana asta, fără nicio supărare, parcă n-a avut sentimente adevărate și nu este o persoană sinceră, n-a avut sentimente corecte vis-a-vis de voi. Mai mult a fost, nu știu, ori un interes financiar, o indecizie în permanență. Îndrăgostiți, da, nu, persoana asta pleacă. Ori voi plecați, ori voi plecați, acum decideți că energiile se inversează, să știți. Ori voi plecați, poate, pentru o zodie de foc. Dar va fi o plecare. Va fi o despărțire definitivă, ca să spun așa. Lasă să mai clarific pașul de săbii.
mesajul de Sovi. Ok, mesajul ăsta este tot pentru între voi care sunteți în situația asta. Dacă voi considerați că aveți un rival sau o rivală, pentru că cred că mulți dintre voi urmăriți persoana asta sau urmăriți persoana cu care își dorește să fie sau cu care este, încetați să mai faceți lucrul ăsta, pentru că nu faceți decât să vă faceți rău și să vă bateți capul cu ceva din ceea ce nu va rezulta nimic bun pentru voi. Ok, dacă alege așa să fie alegerea lui sau alegerea ei, oricum, dacă n-a fost o persoană sinceră, este clar că nu va avea succes pe nicio parte. Dar nu merită voi să vă îmbolnăviți sau să trăiți stările astea pentru această persoană. Bun. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Balanță. Haideți să trecem la următoarea zodie. O să pun timpul pentru următoarea zodie, pentru că o să fac o mică pauză ca să nu opresc videoul. Mică pauză de țigare. Așa că o să vă rog să aveți răbdare cu mine, să mă așteptați 5 minuțele sau 3 minute. Și o să trecem la următoarea zodie. Bun, haideți să ne continuăm video, mă scuzați. Așa e, cniș următor. Bun, zodia vărsător. Bun, haideți să vedem pentru zodia vărsător ce vă așteaptă în dragoste. O secundă.
vă așteaptă pe cei din zodia vărsător în dragoste în luna mai? Zodia vărsător, dragoste, luna mai. Hai că și la voi am început bine. Voi aveți de-a face cu cineva, indiferent că sunteți domn, că sunteți doamne, nu luați când cade această regină de săbii sau regină de bâte sau rege de bâte sau indiferent sexul, luați-l după povestea voastră, că sunteți doamne, că sunteți domn. Clar aveți de-a face cu cineva din leu berbec săgetător, dar poate chiar aveți de-a face cu cineva din aceeași zodie ca și voi vărsător, dar mai poate și fi și berbec și taur. Dar foarte, foarte multe bâte și poate fi, am spus, vărsător sau chiar poate fi din celelalte zodii de aer, gemeni, balanță. Bun, din câte văd aici și la baza etalării avem 5 de monede, acel abandon și cu 9 de săbii. Starea voastră de anxietate și starea voastră de a dori să plecați dintr-o situație care nu vă mai reprezintă. O situație care poate fi o căsnicie, poate fi ceva care durează de foarte mult timp, poate fi chiar o situație în care aveți copii, o situație în care aveți de-a face cu o persoană imatură, o situație în care vă doriți claritate, pur și simplu vă doriți claritate și văd asta de foarte mult timp la voi. Vă luptați cu o persoană care își dorește să fie cu altcineva, voi vă doriți să scăpați de situația asta, voi vă doriți să termine relația asta, dar este vorba de un divorț aici, este vorba despre a încheia o situație, poate la mulți dintre voi este vorba de un partaj, având în vedere că avem și împăratul aici, poate este vorba de un partaj, poate să fie un judecător sau ceva ce trebuie să se decidă pe cale legală, ca voi să obțineți ceva din această relație. Doriți să se termine și văd că persoana cu care aveți de-a face este o persoană care pur și simplu se opune ca relația asta să se termine sau nu vrea ca voi să câștigați ceva în urma acestui divorț. Și din cauza asta voi vă simțiți legați. Și ba mai mult de atât pot să vă spun că mulți dintre voi aveți de-a face cu o rivală, special pentru doamne din zodie leu berbec săgetător, care rivalitatea asta va duce indecizie. Voi parcă vă doriți ca relația voastră să-și revină, vă doriți și totuși mai aveți speranță pentru cei care sunteți în situația asta. Cu marea preoteasă în secret vă gândiți foarte mult cum să abordați această situație, dar simțiți că nu mai aveți putere. Și pentru mulți dintre voi singura soluție rămâne divorțul sau abandonul acestei situații, deși mulți dintre voi aveți copii împreună, vă este foarte greu să mai acceptați această situație. Iar mulți dintre voi care sunteți singuri, sunteți singuri și indeciși datorită faptului că, trebuie să o spun și pe asta, o parte masculină, poate că cineva din familia voastră, tată sau unchi sau voi știți mai bine cine este, cineva are un control asupra vieții voastre foarte mare și aveți grijă că poate viața voastră sentimentală este afectată din cauza faptului că această persoană v-a ținut tot timpul pe loc. Poate a crezut că tot timpul nimic din ce ați ales nu este bun pentru voi. Iar pentru cei care sunteți despărțiți și nu sunteți căsătoriți, văd că vă simțiți legați de o situație în care ați vrea să ieșiți din ea, dar totuși aveți o speranță că lucrurile se vor clarifica și că persoana asta își va da seama ce pierde. Însă și la voi se leagă aici tot de o persoană din zodie de foc, totul se leagă sau din zodie vărsător, sau gemeni, balanță, care vine să vă aducă o claritate în toată situația asta. Bun, haideți să clarificăm 5 de bâte. La majoritatea vreți să renunțați la persoana asta, 5 de bâte. Și de ce atâta conflict? Simt conflictul că aduce... Da, avem turnul invers și 9 de bâte invers. Persoana asta evită momentul turn, ori voi evitați momentul turn, care oricum trebuie să se întâmple. Oricum este ceva care vine din partea divinităților. Ați suferit prea mult. Prin spatele vostru s-au făcut prea multe lucruri murdare.
prea mult s-a mințit, prea mult s-a furat, poate că partenerul a furat ceva de la voi sau dorește să fure ceva prin acest divorț sau prin această despărțire dacă nu sunteți căsătoriți. Sau pur și simplu doar pentru că este o persoană care se joacă cu voi. A existat o infidelitate, a existat o minciună, o trădare, o... Cu cineva dintr-o zodie de foc vă trădează. Dacă nu este partenerul sau partenera voastră din zodie de foc, vă trădează cu cineva din zodie de foc. Vreau să văd împăratul pentru cei din zodia vărsător. Împăratul Taur Fecioară Capricorn, partenerul vostru, dacă este din această zodie. Da, urmărește ceva material. Parcă persoana asta a stat cu voi pentru situația materială. Și voi vreți nouă debute. Clarificare, nouă debute. Am întors. Voi sperați că situația asta, unii, nu toți, majoritatea vă doriți să terminați relația asta, dar unii dintre voi sperați ca să nu fiți părăsiți pentru cealaltă persoană și sperați, unii dintre voi sperați să terminați această relație și să găsiți echilibru, să regăsiți echilibru în viața voastră. 8 de săbii. De ce vă simțiți legați? 8 de săbii. Împăratul. E o persoană care vă controlează foarte mult. E o persoană care... Cu Hierofantul și Împăratul vorbim de cineva care are o putere de manipulare asupra voastră extraordinară. Parcă ar fi Dumnezeu. Persoana asta, dacă vă spune că trebuie să faceți ceva, păi faceți ceva. Nu vă mai lăsați controlați de această persoană. Pur și simplu nu vă mai lăsați. Vreau să clarific Regina de Bute pentru cei din zodia Vărsător, luna mai, dragoste. Regina asta de Bute vrea să aibă, este cineva cu care partenerul sau partenera vă înșală, vrea să aibă o victorie în trădarea asta, în terminarea asta. Deci cu această persoană v-a trădat. Foarte urât. Foarte urât. Pajul de bâte. Poate că mulți dintre voi deja v-ați găsit pe altcineva, poate mai tânăr decât voi, un rac pe scorpion, cu care vă doriți să mergeți mai departe și doriți să terminați această relație de trădare. Sunteți în defensivă cu singurătatea, nu doriți să fiți singuri, cine și-ar dori, și vă doriți un nou început stabil cu altcineva. Poate că mulți dintre voi chiar ați întâlnit deja pe altcineva sau urmează să întâlniți pe altcineva, însă din ce văd eu aici, persoana de care voi vreți să vă despărțiți sau să divorțați în cazul în care sunteți încă legați, vă complică lucrurile pentru că vrea să obțină ceva din punct de vedere financiar în urma partajului sau este o ceartă legată de copii sau de o casă în care locuiți. Bun, atâta am avut și pentru cei din zodia Vărsător. Haideți să trecem la următoarea zodie. Este cel mai urât când e vorba despre un divorț și se face atât de complicat. Și eu simt aici că majoritatea bunurilor sunt ale voastre. Bun. Haideți să vedem zodia Taur. Zodia Taur. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Taur. Dragoste. Taur, dragoste, luna mai. Taur, dragoste, luna mai. Zodia Taur,
dragoste, luna mai. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Taur în dragoste, în luna mai? Ce vă așteaptă în dragoste pe cei din zodia? Taur în luna mai. Wow. Deci citirea asta m-a dat peste cap. Bun. Haideți să vedem. Mulți dintre voi, o să vorbesc prima oară pentru Doamne și apoi o să vorbesc pentru Domn. Pentru Doamne. Pentru Doamne este clar că aveți de a face cu cineva din Gemeni, Balanță, Vărsător, dar poate fi și cineva din Rac, Pești, Scorpion, de care voi vreți să vă despărțiți. Voi vreți să lăsați o situație în urmă și priviți către un alt partener sau o altă situație din viitorul vostru. Este cineva care v-a înșelat, cineva care n-a jucat cinstit cu voi, v-a ascuns foarte multe lucruri. Ori este o persoană care a lăsat pe cineva însărcinată, acest bărbat de regele de săbii a lăsat o femeie însărcinată, ori este implicat într-o căsnicie unde are și copii. Este o povară pe care voi o duceți de foarte mult timp dacă știați că aveați de-a face cu cineva căsătorit. Vreți pur și simplu să ieșiți din situația asta. Parcă dacă nu ați avut o propunere, vine o ofertă către voi, sinceră, de dragoste. O situație pe care voi o veți începe nouă. Dar mulți dintre voi vreți să evitați momentul ăsta turn, dar să știți că nu-l puteți evita pentru că vine cu judecata, este divin. Și vi se face dreptate. Pentru că persoana asta s-a jucat cu inima voastră, s-a jucat cu timpul vostru, s-a jucat cu emoțiile voastre și n-a făcut decât să vă facă să suferiți. Bun, iar pentru Domn ce pot să spun este că vreți să terminați o situație în care poate să fie o căsnicie, dar nu jucați tocmai cinstit pentru că iubiți pe altcineva, cărați povara asta și nu înțeleg de ce mai stați în situația asta, pentru că în momentul turn oricum se va petrece și divorțul. Astea două cărți înseamnă divorț și pentru Doamne poate să însemne tot divorț. Poate că cineva ați lăsat pe cineva însărcinată sau cineva sau doriți să vă întemeiați o familie cu altcineva, iar ceea ce nu jucați voi cinstit este că nu terminați relația în care sunteți sau căsnicia în care sunteți în mod cinstit, ci încă mai mințiți acolo sau doar ca să nu știu, poate să obțineți ceva sau nu știu, voi știți mai bine. Pentru cei care sunteți despărțiți de cineva, pentru cei care sunteți despărțiți și așteptați un semn de la persoana respectivă, semnul vine doar prin dreptate. Prin dreptate vine o iluminare. Persoana asta își dorește să se împace cu voi, dar o face tot într-un mod viclean. Nu puteți avea încredere în această persoană și o să facem și clarificările pentru 7 de săbii. 7 de săbii pentru zodia Taur. Un 2 de cupe întors și un 3 de bâte cu care am început și etalarea. Nu este o persoană cinstită. Nu este o persoană sinceră și atunci. Săriți o carte. Și e posibil să fie cineva din zodie de foc sau să vă trădeze sau să fie căsătorit sau căsătorită cu cineva din zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Însă persoana asta nu este cinstită. Dar vine să vă ofere această cupă de împăcare și să vă ceară iertare, dar nu este o iertare curată, nu este o cupă curată de dragoste, niciun caz. Și parcă văd persoana asta că nu v-ar fi înșelat doar cu cineva, ci pur și simplu cu mult mai multe persoane de care voi nici măcar nu știați. Haideți să vedem 6 de săbii.
6 de săbii pentru zodia Taur luna mai. Vă este foarte greu să vă desprindeți din situația asta. Avem soarele invers și 9 de săbii. Vă este foarte greu să vă desprindeți. Trebuie doar să aveți curaj și putere să treceți peste. Nu sunteți împăcați cu situația asta. Nu sunteți împăcați că vi s-a făcut nedreptate. Dreptate o să vi se facă. Numai că voi trebuie să reușiți să treceți peste trădarea asta. E o persoană care nu merită absolut niciun fel de efort din partea voastră. Momentul turn. Ce a provocat momentul turn? Sau poate este un moment turn din viitor, din luna mai. Că persoana asta este căsătorită și poate pentru mulți dintre voi s-a folosit de voi pe partea sexuală. Cu pajul de bâte întors. Judecata. Judecata vine să dea jos în gânfarea acestei persoane pentru că persoana asta o să piardă și cealaltă persoană pentru că v-a făcut să suferiți. Cu 9 de cupe întors și 5 de pentacule, persoana asta va fi părăsită. Pentru că și apoi va veni să spună că își dorește un nou început stabil cu voi. După ce v-a trădat, după ce v-a făcut să așteptați atâta, vine să spună că își dorește să fie cu voi. Dar voi nu mai acceptați, ori încercați ca sfat să nu mai acceptați. Pentru că persoana asta nu face decât să-și bată joc. Nu este nimic sincer în persoana asta. Absolut nimic. Iar pentru cei care sunteți singuri din zodia Taur, eu văd că voi veți întâlni pe cineva nou. Aveți mai multe opțiuni, aveți de unde alege, însă este o persoană care o să iasă dintr-un divorț sau termină o relație. S-ar putea să cunoașteți persoana asta exact când este în divorț sau în terminarea acelei relații. Este o persoană care o alegeți din foarte multe opțiuni. Dar o persoană care va duce o judecată cinstită, o relație cinstită. Bun, atât am avut și pentru cei din zodia Taur. Haideți să trecem la următoarea etalare. Fecioară. Bun, Fecioară, haideți să vedem ce avem pentru zodia Fecioară. Să amestecăm cărțile foarte bine, să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Fecioară. Bun, haideți să vedem ce vă așteaptă, deja mi-a dat prima carte, pe cei din zodia Fecioară, în dragoste, în luna mai. Ce vă așteaptă în dragoste, în luna mai, pe cei din zodia Fecioară? Începusem atât de bine aceste zodii și nu știu de ce se termină atât de urât.
Deci, dar este în favoarea voastră. Se pare că anul acesta nu este degeaba zis un an karmic, pentru că fiecare își primește karma pe care și-o merită, și anume persoanele care v-au făcut să suferiți. Din câte văd aici, situația este în felul următor. Sunteți în defensivă cu o persoană din gemeni balanță vărsător, și cu o persoană din rac pești scorpion. Primul lucru pe care îl văd este că cei care aveți de-a face cu o zodie de apă, rac pești scorpion, persoana asta a fost ca o iluzie pentru voi. Relația asta a fost ca o iluzie. Persoana asta a avut relații cu o persoană din zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Ori ca și situație, persoana asta a fost despărțită de leu, berbec, săgetător, s-a întors la voi și făcea invers, deci mergea această persoană, se întorcea la voi și tot așa. Văd că a existat o discuție și o decizie, poate, dacă n-a fost o decizie, a fost o discuție în care voi ați ales să plecați. Cu 8 de cupe ați ales să plecați. Pentru că persoana, poate să fie zodie de apă cu ascendent în zodie de aer sau invers, aer cu ascendent în zodie de apă. Dar poate fi și zodie de pământ. Dar eu văd că persoana asta își dorește să fie cu persoana asta din zodie de foc, pleacă pentru această persoană cu 3 de monede a... Își dorește, poate să fie o căsnicie cu 10 de cupe, poate să fie o căsnicie cu cealaltă persoană, poate să fie căsătorit sau căsătorită, poate să fie o căsătorie. Iar voi alegeți să fiți pentru altă situație pe care o văd, este că dacă aveți de ales între două persoane, zodie de apă și o zodie de aer, voi alegeți o zodie de aer cu care voi vă doriți să fiți pentru că vă aduce acest 10 de cupe și părăsiți această zodie de apă. Dar dacă este vorba de o zodie de apă și v-a părăsit pentru altcineva, voi întâlniți pe cineva dintr-o zodie de aer care o să vă ducă foarte multă fericire și care va dori cu 8 de pentacule să se implice în relație cu voi, să depună efort și parcă simt ca și energie pentru mulți dintre voi care v-ați stresat cu această zodie de apă de foarte mult timp, din câte văd. Cineva dintr-o zodie de aer a fost în permanență lângă voi ca să vă susțină din punct de vedere moral și această persoană se dovedește a fi persoană demnă de voi, cu care voi să aveți o relație. Poate a fost cineva pe care voi nu-l priveați ca pe o relație. Dacă aveți de-a face doar cu o zodie de aer și nu este vorba de o zodie de pământ, să știți că persoana asta, într-un final, după ce v-a părăsit, vine către voi cu o dorință de împăcare, deși să știți că chiar dacă doriți să se implice în relația asta cu voi și să facem și clarificările imediat, vă aflați la o răscruce de drumuri. Eu văd că voi nu mai vreți nici persoana asta. Deci eu văd că voi vreți independență. 9 de monede clar vreți să fiți singuri. Vreți să fiți singuri și vreți să vă axați mai mult pe muncă mulți dintre voi. Pentru că prea ați suferit, parcă văd prea ați suferit din dragoste. Clarificare, clarificare cavalerul de cupe. Clarificare cavalerul de cupe. Clarificare cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe pentru cei din zodia fecioară. Cavalerul de cupe pentru cei din zodia fecioară. Cavalerul de cupe pentru cei din zodia fecioară, luna mai în dragoste. Persoana asta a fost o persoană destul de materialistă și îngânfată. Cavalerul de cupe pentru cei din zodia fecioară. Toxică. 5 de pentacule ori v-a părăsit, ori ați părăsit această persoană pentru că avea anumite dependențe de care nu se putea, de care nu putea să scape. Regretați după această persoană, dar n-aveți după ce să regretați, credeți-mă. Persoana asta dorește un nou început cu o zodie de foc. Ori are o relație deja cu cineva dintr-o zodie de foc. Dar credeți-mă că persoana asta,
Uitați-vă la cărțile astea, este toxică din toate punctele de vedere și s-ar putea pentru mulți dintre voi, poate să fie chiar Capricorn sau poate fi zodie de apă cu ascendent în Capricorn. Persoana asta a fost o relație karmică pentru voi și o lecție pe care voi a trebuit să o învățați, să vă iubiți pe voi, pentru că pentru mulți dintre voi am mesaj, pentru câțiva dintre voi, mă scuzați, am mesajul ăsta, că unii dintre voi ați avut o relație cu o zodie de apă care v-ați tot tărăgănit de ani de zile și ați părăsit alte persoane din viața voastră pe care le cunoșteați pentru că persoana asta revenea. Iar voi vă distrugeați celelalte relații din cauza lui sau din cauza ei. Iar acum pur și simplu a fost ultima oară când ați mai încercat cu persoana asta pentru că s-a pus punct. E clar că persoana asta a fost un ciclu care s-a încheiat. Ceva karmic. Aici a fost ceva karmic. Bun. Vreau să văd... Regina asta de bâte s-ar putea să fie chiar soția personajului sau să fie chiar gravidă sau... În fine. Haideți să vedem 8 de cupe. 8 de cupe pentru... Nu se poate. Înseamnă că această persoană a plecat pentru cu 8 de cupe. Dacă mi s-a repetat aceste cărți, această persoană a plecat cu o energie înceată, dar a plecat pentru această regină de săbi. De săbi, mă scuzați, am obosit, de bâte. Și a plecat foarte rapid. 8 de cupe. 8 de cupe. Vreau să mai clarific un lucru pentru unii dintre voi. 8 de cupe. 8 de cupe. Mulți dintre voi care ați dus o luptă de ego cu această persoană și cumva ați vrut o împăcare, dar nu s-a mai putut. Poate a fost o persoană care s-a reîntors în viața voastră. Dar pur și simplu, poate asta se întâmplă în luna mai, nu se mai poate această împăcare pentru că această persoană pur și simplu nu este sinceră cu nimeni. Haideți să fim serioși, nu este vorba numai de voi. Că este cu cealaltă persoană sau nu, nu este sinceră cu nimeni. Este o persoană interesată de bani. Avem 9 de pentacule, persoana asta e narcisistă, persoana asta se gândește doar la el sau la ea. Și are o karmă foarte urâtă de dus pe mai departe. Dar voi ați avut împreună o relație karmică care trebuia să înceteze și ciclul ăsta să încheie. Universul nu v-a lăsat să mai continuați. V-a pus stop pentru că voi nu vă opreați. Iar pentru unii dintre voi care ați dus o luptă de ego, tot ce v-a legat de această relație karmică este că ați vrut să câștigați poate în fața unei rivale pentru toamne sau unui rival, de ce nu? Dar, practic, nu ați pierdut nimic. Nu ați pierdut nimic. Pentru că și cealaltă persoană văd că nu este prea convinsă dacă să-l primească sau nu. Regina de bâte. Regina de bâte. Dar ce v-am spus eu? Regina de bâte. Regina de bâte e clarificată, regina de bâte. Regina de bâte manifestă momentul turn. Femeia asta nu-l vrea. Deci el pleacă, nu știu unde pleacă, că femeia asta nu-l vrea. Regina de bâte. Împărăteasa. Da, ea este pentru care el a plecat cu 8 de cupe. Regina de bâte. Nu atât de multe cărți, vă rog. Persoana asta a suferit în trecut după bărbatul ăsta cu care voi aveți de-a face, dar s-a vindecat. Este o împărăteasă acum. Este o persoană realizată, independentă, este o persoană care nu mai vrea persoana asta înapoi. O să aibă o mare surpriză. Este o persoană indecisă, partenerul vostru o să aibă o mare surpriză din partea acestei femei. Cred că povestea sună așa și o să termin imediat. Personajul ăsta din zodie de apă, că este din zodie de apă, că este din zodie de aer, simt că este aceeași energie, poate pentru unii dintre voi este diferită. Dar poate fi și din zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar mai mult un capricorn. Simt că personajul ăsta a oscilat între voi și o zodie de foc. Simt că nu se... Asta este pentru unii dintre voi, ca un rezumat. Simt că voi ați sperat că persoana asta se poate schimba.
Persoana asta nu s-a schimbat de-a lungul timpului. Este o persoană vicioasă, o persoană plină de ego, narcisistă, o persoană care se gândește doar la binele lui, o persoană care a avut un interes financiar la voi, o persoană care nu și-a dat interesul să lucreze pentru relația voastră. Simt că au fost multe despărțiri și reveniri în relația voastră. V-ați aflat mereu la o răscruce de drum. Pentru câțiva dintre voi este mesajul ăsta că vă găseați o relație, revenea această persoană, părăseați persoana aia și tot așa și vă trezeați iar singur sau singure. Iar persoana asta, o ultimă încercare de împăcare, v-ați împăcat și a luat proastele obiceiuri și a plecat după o regină de bâte care nu îl va accepta. Pentru că simt că și cu cealaltă femeie a făcut același lucru. Deci nu sunteți singura victimă, și cu cealaltă femeie a făcut același lucru. Și într-un final, cu ce se va alege acest cavaler de cupe? Ce se va alege acest cavaler de cupe? Păi vă spun eu, ne-au căzut foarte multe cărți. Se va alege cu regina de săbii care îi va da 6 de săbii. Deci stați liniștiți că nu obține 10 de pentacule cum vrea. Nu obține. Persoana asta din zodia de foc nu mai depune efort. Nu-i mai oferă nimic, nici din punct de vedere financiar. Materialistă persoană, așa cum mi-am dat seama. Persoana asta a făcut un joc murdar între două femei de bani. Iar acum se întoarce, pentru că de la voi n-a mai primit nimic, se întoarce la cealaltă zodie. La voi s-a încheiat ciclul ăsta karmic. Trebuia să învățați ceva. Cealaltă persoană nu o să-l primească. În niciun caz nu o să-l primească. Hai să... Poate că îi unesc un copil. Poate că îi unesc un copil, ne-au sărit și așa prea multe cărți. Poate că îi unesc un copil, mi se repetă aceleași cărți. În fine, ideea este că persoana asta nu o să câștige niciuna dintre voi. Asta e clar. Asta am avut și pentru voi, cei din Zodia Fecioară. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la următoarea zodie. Și cei care știți că aveți ascendent sau partenerul sau partenera voastră are ascendent în anumite zodii, uitați-vă și la acele zodii. Poate găsiți, dacă nu găsiți în etalarea despre zodia voastră tot ce doriți, uitați-vă și la ascendent. Sau la descendent. Bun, haideți să vedem. Capricorn. Haideți să vedem ce avem pentru zodia Capricorn. Zodia Capricorn. Capricorn dragoste, luna mai. Zodia Capricorn dragoste, luna mai. Capricorn dragoste, luna mai. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Capricorn în dragoste, în luna mai? Ce vă așteaptă în luna mai, în dragoste, pe cei din zodia Capricorn? Sigur aveți de a face cu cineva din leu berbec săgetător.
Dar poate fi și cineva din zodie de apă, rac pe scorpion. Avem foarte multe bâte. Dar avem și monede, dar ceva nu... Haide să spunem taur, dar nu văd prea mult zodii de pământ la voi. Eu văd doar ce spun. Văd foarte multe bâte. Persoana voastră iubită, dacă sunteți domni, încep cu domnii. Dacă sunteți domni, clar, aveți o părere de rău după o doamnă din zodie de foc, poate leu, berbec, săgetător. Părerea de rău a voastră este că nu ați depus efort în relația cu această persoană. Vă doriți comunicare, însă această persoană este foarte departe de voi. Plângeți după această persoană și după cele 10 cupe pe care le-ați avut împreună, însă această persoană a depus, din câte văd, foarte mult efort către voi și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional și energetic, însă voi nu ați apreciat persoana asta la timpul potrivit. Acum povara s-a întors pe umerii voștri, pentru domni specific, pentru că v-ați dat seama că iubiți această femeie și că vă doriți înapoi. Dar comunicarea, slabe șanse poate să aibă loc. Din partea voastră, da, dar ca răspuns din partea acestei persoane, eu văd carul. O să facem și clarificări. Iar pentru doamne, un bărbat din zodie de foc sau din zodie de apă, poate să fie soțul vostru, poate să fie pur și simplu o persoană de care v-ați despărțit, este foarte materialistă. Aveți foarte mare grijă. Sau în energia trecutului a fost o persoană materialistă. Pentru că plânge pentru un 10 de monede, plânge pentru un 10 de cupe. Poate a văzut în voi pachetul ideal. Pachetul ideal și dragoste și parte financiară și implicare din partea voastră. Persoana asta își dorește o comunicare neapărat cu voi și dorește să-și ceară iertare în fața voastră. O să vedem imediat cu ce v-a greșit. Mi se pare o povară că voi v-ați întors ați întors spatele acestei persoane și nu mai doriți să mai fiți cu el sau cu ea. Haideți să vedem Regina de bute. Poate că la un moment dat persoana asta a crezut că are foarte multe opțiuni, n-a fost hotărâtă cu voi, a fost o persoană indecisă, v-a făcut să așteptați prea mult, n-a fost o persoană cinstită, exact, cu 7 de săbi nu și cu cavalerul de pentacule întors nu, cu 3 de săbi clar nu. Deci aici a fost vorba de o infidelitate și n-aș simți că ar fi fost vorba de o relație stabilă în paralel, mai multe infidelități. Persoana asta nu a dorit să se angajeze într-o relație serioasă cu voi la timpul respectiv, iar acum plânge după acest pachet full option și cât de mult valorați voi, plânge după voi pentru că a văzut că opțiunile astea nu i-au adus nimic, absolut nimic, și își dorește să comunice cu voi, să reîntoarcă la voi. Își dorește un nou început pasional și stabil. Duce o povară, dorește să-și ceară iertare de la voi. Prin mesaj o să o facă, prin telefon, dar vreau să aud și răspuns. E un capitol, un ciclu care s-a încheiat. Voi nu mai vezi persoana asta. În niciun caz. Voi sunteți persoane foarte decise acum. Haideți să vedem pajul de cupe. Pajul de cupe pentru cei din zodia Capricorn. Pajul de cupe. Nu? N-are victorie. N-are victorie când își cere iertare. Nu este acceptată. Pajul de cupe. Roata întoarsă. Fraierul. N-are victorie. În niciun caz. S-a încheiat un ciclu care pur și simplu, deși roata întoarsă ne spune că s-a întors roata. Fiți atenți că s-a întors roata pentru persoana asta să plătească. Voi o luați de la zero. Voi vreți un nou început și chiar dacă nu aveți pe cineva, deși vreau să văd pentru mulți dintre voi, dacă veți întâlni pe cineva cu asul de, pe altcineva cu asul de băte, pentru cei din zodia Capricorn. Asul de băte pentru cei din zodia Capricorn. Asul de băte. Nu.
Asta mi se repetă pentru că este oferta asta care vine către voi, iar voi încheiați capitolul ăsta, nu mai doriți. Iar 5 de săbi este că capitolul ăsta se încheie cam urât, niște ceartă din partea acestei persoane. Rege de, exact cum am spus sau n-am spus, regele de, deci deja nu mai pot să vorbesc, de cupe, rac pe scorpion. Bun, acesta vrea un nou început, dar nu, nu mai văd un nou început. Din partea voastră nu mai vreți. O persoană foarte ascunsă, o persoană foarte dubioasă. Asta de obicei într-un context frumos se spune lupta dintre suflet și minte, dar într-un context urât cum este acesta, persoana asta este o persoană care are o latură foarte întunecată. Și carul pentru voi, carul. Carul pentru cei din zodia Capricorn. Bătălia asta se încheie. Se încheie. Plecați. Plecați și puneți punct. Și va fi un punct definitiv. Și 5 de cupe. 5 de cupe. Persoana asta dorește comunicare. Dacă sunteți domn, doriți voi comunicare cu persoana asta din zodie de foc. Dacă nu, persoana asta din zodie de foc pentru doamne dorește comunicare cu voi și plânge prin, și vă trimite mesaje lăcrimate și așa mai departe, dar voi nu. Mergeți mai departe. Nu mai acceptați persoana asta. În niciun caz. Și foarte bine faceți. Pentru că văd că voi vreți să vă ocupați de voi, vă așteaptă lucruri frumoase, momentan nu, o relație nouă, dar vindecare după această tevatură, ca să spun așa. Bun, atât am avut și pentru cei din zodia Capricorn, eu vă mulțumesc și sper că v-a fost de ajutor, haideți să trecem la următoarea zodie. Și acum fac și o paranteză mică, sper să nu fie cu supărare cum citesc eu cărțile și la Zodiac și în general mie îmi place să spun adevărul, să nu menajez pe nimeni. Într-adevăr, pentru cei care iubiți este dureros să auzi lucruri de genul ăsta despre persoana iubită, însă categoric nu uitați că fiecare are karma lui și nu uitați că fiecare plătește pentru ceea ce face rău. Deci nu uitați lucrul ăsta. O să vi se facă dreptate clar multora dintre voi. Tuturor li se face dreptate. Tuturor, chiar dacă nu este momentul acela când vreți voi, dreptatea se face din partea divinităților. Dar mai bine să știi adevărul decât să trăiești într-o minciună. Bun, haideți să trecem la zodia Pești. Bun, haideți să vedem ce avem pentru zodia Pești. Stați un pic. Zodia Pești. Zodia Pești, dragoste luna mai. Pești, dragoste, luna mai. Pești, dragoste, luna mai. Pești, dragoste, luna mai. Pești, dragoste, luna mai. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Pești în dragoste în luna mai? Ce vă așteaptă în dragoste pe cei din zodia Pești în luna mai? Ce e aici la voi?
Ce este aici la voi? Cred că vedeți cărțile, da? Avem 7 de bute, 9 de bute, 7 de monede, 5 de monede, fraierul și acum începe. 8 de săbi, 6 de săbi, 3 de săbi, diavolul și 4 de bute. Nu știu dacă să fac direct clarificarea sau să încerc măcar să le abordez așa. Din ceea ce văd eu aici, voi sunteți în defensivă cu un final. Voi nu vreți un final între voi și cineva dintr-o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Din ceea ce văd aici, poate să fie și o vorba de o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar mai mult văd bâte și săbii. Eu văd că voi regretați și suferiți după cineva din zodia, într-o zodie de foc. Deci eu trebuie să spun ceea ce văd. Eu văd că vă doriți un nou început cu această persoană, ba mai mult de atâta, vă doriți un nou început, căsătorie. Și pentru, haideți să o facem altfel, că sunteți și doamne și domni, eu simt că energia asta este pentru domn. Dacă sunteți domni, clar suferiți după cineva din zodie de foc, cineva pentru care n-ați depus efort în trecut. Vă doriți o întoarcere, regretați că ați fost într-un trio, ați făcut un trio amoros cu cineva într-o zodie de aer și cu cineva într-o zodie de foc. V-ați dat seama că iubiți persoana din zodia de foc. Vă doriți să vă asumați acest risc, să vă întoarceți înapoi la persoana asta din zodie de foc, care ori aveți impresia, ori chiar și-a găsit pe altcineva și voi simțiți că aveți rivalitate. Zodia de aer pentru voi a fost o legătură invizibilă din trecut cu care voi nu vreți să mai aveți de-a face, a fost ca un fel de relație karmică, iar zodia de foc vă este o persoană sortită, dar este foarte dificil să mai obțineți persoana asta înapoi, pentru că n-ați jucat cinstit față de persoana asta. În special domnii care aveți, aveți cumva ascendent în Capricorn sau în gemeni, care aveați ascendent în gemeni, să știți că este foarte greu să recuperați această persoană. Dacă sunteți doamne din zodia pești, sunteți în defensivă cu o persoană care vrea să se reîntoarcă în viața voastră și poate să fie zodia Capricorn. Dacă ați fost căsătorite cu persoana asta, persoana asta își dorește un nou început cu voi. Însă dacă este o persoană căsătorită, v-a făcut foarte mult să suferiți pentru că nu a depus efort la timpul potrivit. Persoana asta vine acum să spună, mi-am părăsit casa, relația și așa mai departe, luna mai, ca să fiu cu tine. Când de fapt eu am fost legată acolo, când de fapt era o legătură invizibilă și acum îmi doresc să fiu cu tine și mai am o speranță la tine. Și răspunsul vostru vine direct cu 7 de bute, nici să nu aud măcar, nici să nu aud ce ai de spus, pentru că prea ți-ai bătut joc de mine. Bun, haideți să vedem. Vreau să văd 3 de săbii. Persoana asta plânge după faptul că voi sunteți în defensivă. Asta este cea mai mare durere. 3 de săbii. 3 de săbii este că pentru domni acum voi vreți să depuneți efort, să fie egalitate în relația asta. Cum a ar fi trebuit să fie cândva în trecut, dar acum voi vreți să faceți lucrurile să meargă, dar persoana asta nu mai vrea. Iar pentru doamne, persoana asta plânge că vrea să facă egalitate în relația asta, dar voi nu mai vreți acum. Clar, nu. Există aici o reținere. Așteptați, plângeți că așteptați foarte mult după un răspuns, domnii, și la doamne, persoana care v-a făcut probleme plânge și pentru că trebuie să aștepte foarte mult un răspuns de al vostru. 6 de săbii. Clarificare, 6 de săbii. Da, am spus, aveți de a face cu cineva dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Persoana asta, ca și energie pentru domni, voi n-ați vrut persoana asta în trecut, ori vi s-a părut că aveați ceva mai interesant pe lângă, sau dacă erați persoane căsătorite, deși fiind trei cupe, clar nu e vorba de o căsătorie, e vorba de alte opțiuni. Dar ce credeți? Ați lăsat opțiunile în spate
Și v-ați dat seama că bâta asta, persoana asta din zodie de foc, era cea mai importantă pentru voi și că era o persoană serioasă cu hierofantul. O persoană, ca să spun așa, de casă, o persoană cu care voi putea să faceți o casă, o persoană care v-a oferit dragoste, iubire și seriozitate, tradiție. Dar nu o să-l mai întorc, pajul de pentacule invers spune că persoana asta nu-și mai dorește să se stabilizeze cu voi, deși în trecut și-a dorit, acum nu. Iar pentru doamne, aceeași poveste. Dacă aveți de-a face cu cineva din zodie de foc, persoana asta în trecut nu v-a vrut și acum și-a dat seama că vă vrea. Și dacă a avut alte relații cu care oscila, sau o relație, persoana asta o lasă în spate, vine către voi, dar voi nu mai vreți persoana asta. Diavolul. Diavolul, clarificarea diavolului pentru cei din Zodia Pești. Prea multe, prea multe. Deși primele care mi-au ieșit în față au fost 3 de cupe, 7 de săbii care spune totul. Diavolul pentru domn este părerea voastră de rău, că v-ați furișat către o a treia cupă, și că n-ați fost cinstiți sau că nu ați recunoscut acestei persoane din zodii de foc adevărul. Iar pentru doamne, persoana asta, diavolul este faptul ca și vicii și ca și probleme ce a adus în relația asta este că a fost o persoană infidelă și mai mult de atât și hoață, poate interesată financiar. Puh, cum să clarifici diavolul cu diavolul și 5 de pentacule? Mai urât de atât nu se poate. Dar într-un mod pozitiv, ca să spun așa, pot să spun pentru doamne că persoana asta a renunțat la vicii și a renunțat la proastele obiceiuri și a renunțat la ceea ce era toxic în viața lui sau în viața ei. Dacă a fost vorba de o relație karmică în care era sau un ciclu karmic care s-a încheiat pentru el, persoana asta a reușit să se desprindă și de asta și vine către voi cu fraierul. Clarificați-mi fraierul. Op. Persoana asta își dorește 10 de cupe cu voi. Și cu 10 de cupe, cu 4 de bute, vă cere în căsătorie. Ascultați la mine, dacă nu sunteți căsătoriți, vă cere în căsătorie. Direct cu inelul vine. Și fără nicio glumă. Persoana asta nu mai așteaptă. Deci nu mai așteaptă. Vine direct. Dacă nu îi răspundeți la telefon, o să vă treziți cu el la ușă. Dacă nu, cred că o să intre chiar pe geam, atâta insistență văd. 4 de bute. 4, să mai și râdem. 4 de bute. Comunicare, foarte multă comunicare. Comunicare cu cereri de scuze, cu scuze cerute, cu iartă-mă, cu a vreau să-ți spun adevărul, îmi pare rău, nu vreau să. Deci luați energiile cum sunteți. Dacă sunteți domni, voi faceți toate treburile astea. Dacă sunteți doamne, primiți lucrurile astea. Dacă sunteți doamne din Zodia Pești, primiți scuzele. Primiți mesajele. Nu că le primiți. Le primiți pe telefon, dar nu le primiți și în suflet. Pentru că nu sunteți gata să iertați persoana asta. Persoana asta vine să spună, hei, am încheiat un ciclu din viața mea sau hei, am încetat cu aceste vicii și cu aceste lucruri și chiar vreau să spun adevărul despre tot ce s-a întâmplat între noi și în viața noastră, în viața mea, în viața noastră, de ce am procedat așa, de ce am făcut lucrul ăsta, deși repetitiv persoana asta a mai făcut-o în trecut și nu s-a schimbat. Vine să spună, hei, uite, am încheiat ceva urât din viața mea și sunt gata să o iau de la zero cu tine și chiar vreau să accept scuzele mele. Pentru că acum manifest seriozitate cu regele de pentacle. Dacă nu cumva aveți de-a face cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, manifest seriozitate și chiar îmi doresc să pot să îți ofer ceva pe care te poți baza. O persoană stabilă, o persoană responsabilă, o persoană care nu dorește doar bani de la tine și foloase și așa mai departe. Dorește dragoste adevărată și stabilitate. Persoana asta n-a vrut să se stabilizeze în trecut cu voi. Nu era sigură. Și vine să spună, hei, uite, am ales un nou început foarte stabil, vreau un nou început cu tine, pentru că te-am ales cu îndrăgostit și mi-am dat seama ce prostie făceam în trecut și așa mai departe. Epic. Epic. Nu pot să nu spun. Bun. Asta rămâne la latitudinea voastră, dacă voi vreți să-i mai acordați șansa acestei persoane, dar în energia pe care o văd eu. Parcă
preferați să stați să vă mușcați mâinile decât să-i mai dați o șansă acestei persoane, că prea urât v-a făcut-o. Pentru doamne. Pentru domn o să aveți mult de furcă cu o doamnă din zodie leu sau cu doamne din zodie leu sau perfect săgetător, până convingeți această persoană să împace cu voi. Bun, atât am avut pentru cei din zodia pești. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la zodia rac. Rac, haideți să vedem. Haideți să vedem ce avem pentru cei din zodia rac. Rac, dragoste, luna mai. Rac, dragoste, luna mai. Rac, dragoste, luna mai. Ce vă așteaptă pe cei din zodia rac în dragoste în luna mai? Ce vă așteaptă în luna mai în dragoste pe cei din zodia rac? Eu nu înțeleg. Ce a avut această regină de bâte toată ziua de mi-a apărut? Eu nu înțeleg că aveți toți de-a face cu așa ceva. Deci eu nu înțeleg. Nu înțeleg. În fine, haideți să vedem despre ce este vorba. Dacă sunteți domn, clar aveți de-a face cu doamnă din leu berbec săgetător. Dacă sunteți doamne, aveți de-a face cu leu berbec săgetător. Dar mai văd aici ca și taur, ușor taur, gemeni. Vărsător. Și cam atât din ceea ce văd. Dar având în vedere că avem magicianul, acum pot fi oricare alte zodii, dar poate fi și cineva cu ascendent. Bun, din ceea ce văd eu aici, o să încep prima oară despre ceea ce văd, prima poveste. Dacă sunteți persoane căsătorite, manifestați frică. Mulți dintre voi v-ați îndrăgostit de cineva mai tânăr, Taur, Fecioară, Capricorn. Deși aveți o familie, vă doriți și oscilați între aceste două situații. Asta este pentru unii dintre voi. Doriți pe altcineva și doriți prin faptul că în relația voastră nu a existat egalitate. Persoana iubită nu v-a oferit ceea ce vi se cuvine sau ceea ce vă doreați sau ceea ce meritați să primiți. Însă, problema cea mai mare la voi este că dacă sunteți în situația asta, oscilați și este un foarte mare risc ceea ce faceți, pentru că este posibil ca partenerul sau partenera oficială să afle despre această cealaltă relație. Deși oricum aș vedea-o, voi vă doriți să plecați, dar încă nu aveți curaj să o faceți. Pentru cei care sunteți despărțiți și așteptați o persoană într-o zodie de foc sau dintr-o zodie de pământ, poate mulți dintre voi aveți de-a face cu cineva căsătorit pentru că mi-apare împărăteasa și vă doriți o persoană care este căsătorită și oscilează între voi și acea persoană, pot să spun că comunicarea va veni din partea persoanei respective, dar cu o energie foarte lentă. Întâlnirea va avea loc, nu numai comunicarea, dar să știți că persoana respectivă nu este o persoană care să vă poată oferi o relație stabilă. Nu renunță la căsnicia respectivă. Dorește așa să jongleze cu voi, cu cealaltă persoană, cu voi, cu cealaltă persoană. Iar voi care sunteți în situația asta, manifestați frică, teamă. Frica de a mai continua așa. Frica, poate mulți dintre voi aveți de-a face cu o persoană tot căsătorită. E posibil. Și atunci aveți frica că vă iubiți și nu știți cum să ieșiți din această situație.
Da. Iar pentru cei care sunteți despărțiți și aveți de-a face cu o persoană care n-are, nu este căsătorită, persoana asta vă manifestă înapoi, își dorește un nou început. Comunicare, indiferent de situație, va veni. Va veni și întâlnire, va veni în luna mai clar. Dar vreau să fac și o clarificare. Eu văd la voi aici că ceva ține de o căsnicie, de o tradiție, de religie. Poate mulți dintre voi aveți de-a face cu cineva într-o altă religie care este căsătorit și nu-i permite religia să fie cu voi. Da, poate să fie cineva din Rac pe Scorpion. Poate chiar ca voi, Rac pe Scorpion. Dar o energie care este instabilă. Persoana asta își dorește un nou început cu voi, dar nu este o energie stabilă. Mai ales dacă mie se tot repetă că este căsătorită. Sau poate voi sunteți căsătoriți, poate sunteți ambii căsătoriți. 9 de săbii, pentru cei din zodia Rac. Toată lumea are de-a face cu o zodie de foc? Vreau să întreb. Bun. Pentru mulți dintre voi iubiți o zodie de foc, o persoană care este într-o altă relație. Asta este pentru câțiva dintre voi care iubiți o persoană între zodie de foc, dar este într-o altă relație și cumva sunt diferențe de cultură, de religie între voi și cumva persoana asta nu poate fi cu voi datorită unor tradiții sau datorită la ce va spune lumea sau diferențelor dintre voi doi. Pentru unii dintre voi văd lucrul ăsta și datorită faptului că familia este împotriva acestei relații și ține tot de cultură, de religie, de mediul în care a crescut. Doi de monede. Cineva se întoarce. Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Berbec, Săgetător, cineva se întoarce la voi. Cineva care tot face un trio cu voi. Poate fi și gemeni, balanță, vărsător. Turnul. Eu vin și spun ca o posibilitate și o altă variantă pe care eu o mai văd. Dacă cineva dintr-o altă religie a furat ceva de la voi, pentru că eu văd un lucru aici, s-ar putea ca cineva, asta este pentru unii dintre voi care sunteți căsătoriți cu o persoană dintr-o altă religie sau v-ați căsătorit cu cineva dintr-o altă religie, persoana asta a făcut o căsătorie pentru a obține ceva de la voi, poate acte, poate finanțe și așa mai departe, iar cumva această persoană a dispărut, ori a existat un moment turn, ori va exista un moment turn, iar voi acum luptați. Și dacă n-ați aflat, aflați că persoana asta avea o altă relație și un copil cu altcineva. Vă desparte distanța. Veți primi vești despre persoana asta, ori dacă nu de la persoana asta, de la cineva cu autoritate, poate să fie avocat, poate să fie judecător, poate să fie tatăl persoanei respective, o persoană care vine să vă lumineze despre trio ăsta, poate să fie și un detectiv, dar o persoană care vine să vă lumineze. Uite ce se întâmplă, uite care este situația. Asta este pentru unii dintre voi care trebuie să auziți. Și regina de bute. Pentru doamne, dacă este un rege de bute... Pff. Nu, 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 nu. Nu, nu. Pentru unii dintre voi, persoana asta este o persoană foarte independentă. Foarte stabilă financiar. Soarele. Pentru domn mă refer. Cei care doriți o persoană din zodie de foc, poate că mulți dintre voi, exact cum am spus aici, poate există diferențe între voi, iar persoana asta poate că s-a aflat într-o relație karmică sau într-un mediu toxic, însă este o persoană foarte diferită de voi. Asta este pentru unii dintre voi care vă visați să aveți o relație cu cineva, dar nu vă leagă absolut nimic. Și vă faceți iluzii sau vă faceți dorințe care nu se vor împlini. Iar pentru alții dintre, pentru doamne care aveți de-a face cu o zodie de foc, un bărbat, persoana asta este o persoană care a renunțat la niște vicii și își dorește să se stabilizeze cu voi, cu soarele și cu 10 de cupe. Dacă ați avut pe cineva care s-a luptat cu niște vicii, să știți că a reușit.
a reușit și o să reușească să fie cu voi. Bun, atâta am avut și pentru cei din zodia Rac. Haideți să trecem la ultima zodie, zodia Scorpion. Bun, haideți să vedem zodia Scorpion. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Scorpion. Zodia Scorpion. Haideți să vedem. Zodia Scorpion, dragoste, mai. Mai, Scorpion, dragoste. Mai, Scorpion, dragoste. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Scorpion în luna mai, în dragoste? Ce vă așteaptă în dragoste pe cei din zodia Scorpion în luna mai? Nu, clar, toată astăzi foarte mulți dintre voi ați avut de-a face cu zodii de foc. Dar aici la voi avem două persoane. Aici vorbim de un divorț. Hierofantul, judecata și turnul și temperanța, clar vorbește de un divorț. O să fac imediat și clarificarea. Avem aici două persoane, Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Berbec, Săgetător, dar este posibil și un Gemeni. Clar se manifestă un divorț, aici are loc un divorț, însă voi vreți să obțineți ceva din divorțul ăsta. Vreți să aveți pace cu cineva din zodie de pământ și să puteți să faceți divorțul ăsta. Poate că mulți dintre voi manifestați o persoană din zodie de foc cu care vă doriți, dar doriți să divorțați de persoana asta din zodie de pământ. Și vreți să faceți asta cât mai repede. Deși energia este una lentă, lucrurile trebuie să se termine cât mai repede pentru voi, ca voi să fiți cu persoana pe care o doriți, indiferent că sunteți doamne sau că sunteți domn. Pentru mulți dintre voi, nu știți ce să alegeți între două persoane, dar dacă nu știți, vă spun eu pe care o să o alegeți. Una din zodie de pământ este o persoană, ori este căsătorită, și urmează să obțină un divorț, dar voi manifestați mai mult către o zodie de foc. Leu, Berbec, Săgetător, cu care voi aveți liniște, vă potriviți din punct de vedere religios, tradiții, obiceiuri și așa mai departe și vă doriți să sunteți pe aceeași lungime de undă. Pentru cei care sunteți despărțiți și așteptați ca cineva să se întoarcă în viața voastră, să știți că judecata îi o plătește rău de tot persoanei care v-a făcut să suferiți. Foarte rău. Dacă v-a înșelat cu altcineva sau v-a trădat, să știți că urmează. Aici e vorba de niște chestiuni legale. Dacă persoana asta a făcut ceva, pentru că s-ar putea să fi făcut ceva necinstit, ilegal, persoana asta o să aibă probleme cu autoritățile. Asta este karma acestei persoane. Se manifestă această karmă. Persoana asta își dorește echilibru cu voi și să apeleze la ajutorul vostru, dar este prea târziu pentru că voi chiar îi întoarceți spatele. Bun, vreau să fac și o clarificare pentru Hierofant. Hierofantul. Hierofantul este pentru mulți dintre voi vindecarea dintr-o... Dacă ați avut o relație în trecut,
vă vindecați de relația respectivă. Vă vindecați ori dacă ați avut un divorț și doriți să fiți cu cineva dintr-o zodie de foc. Practic, vă vindecați de ce ați avut în trecutul vostru, încheiați acel ciclu care a fost unul karmic și mergeți către zodia de foc la care voi doriți să vă întoarceți. Cu un început stabil și cu soarele, foarte frumos, foarte frumos. Turnul. Turnul. Să mi se clarifice turnul. Turnul e pentru mulți dintre voi că nu vă mai doriți să fiți singuri și că dacă ați obținut un divorț, doriți să vă găsiți pe altcineva, dacă ați fost înșelați sau părăsiți, doriți să vă găsiți pe altcineva cât mai repede, iar așa vorbește despre faptul că vă doriți să fiți singuri, să ieșiți dintr-o relație ca să puteți să fiți cu altcineva. Judecata. Hierofantul, da, mi se repetă, hierofantul, da, mi se repetă. Vreți să ieșiți dintr-o căsnicie, clar. Vreți să ieșiți dintr-o căsnicie în care s-a ținut cu dinții, în care persoana respectivă s-ar putea să vă fi folosit din punct de vedere financiar, ori n-a fost o dreptate din punct de vedere financiar acolo. Vreți să ieșiți, mulți vreți să ieșiți pentru că doriți pe altcineva. Mulți a stat în această relație ori de conveniență, ori dintr-o monotonie, ori din obișnuință, ori pentru copii. Dar se iese, se face un divorț. Mulți și văd că mulți iubiți o persoană din zodie de foc. Poate zodie, da, zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător, dar a fost o energie lentă pentru că voi ați vrut să încheiați întâi o relație ca să puteți să fiți cu persoana asta. Clarificare, Cavalerul de Săbii. Da, exact ce spun, oricât aș spune, vreți să vă întoarceți la persoana asta din zodie de foc. Ori puteți să luați energia viceversa, poate să fie persoana asta care vrea să se întoarcă la voi și a așteptat ca voi să divorțați să se întoarcă la voi. Sau să fiți împreună. Sau a așteptat ca el să divorțeze să fie cu voi. Avem o energie serioasă. Vă îndreptați, sau această persoană se îndreaptă către voi cu energia asta serioasă, cu comunicare, fără defensivă. Cred că mulți dintre voi ați ținut la depărtare pe cineva pe care ați iubit cu adevărat pentru că ați fost căsătoriți sau cineva v-a ținut la distanță pe voi pentru că a fost căsătorit sau căsătorită. Iar acum divorțul are loc, indiferent de care parte, iar apropierea voastră are loc. A fost cineva din zodie de pământ sau zodie de aer între voi? Clar. Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător a fost între voi, între în dragostea asta. Iar voi acum parcă nu mai aveți nicio oprire. Vă duceți către persoana pe care o iubiți sau persoana care vă iubește nu mai are nicio oprire și vine către voi liberă. Bun. Aceasta a fost și ultima etalare. Acesta a fost video interactiv de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.